Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă conferință a Teatrului Național. În dimineața aceasta revine un prieten vechi. Aș zice, în primul rând, un foarte bun poet, profesor și publicist, fost profesor asociat și la Nouvelle Sorbonne și director al Centrului Cultural din Paris și, înainte, director al revistei Equinox, cea de fericită amintire. A publicat, dacă nu mă înșală memoria, 10 volume de poezie foarte apreciate de critică. A scris critică și istorie literară și scrie. A scris și scrie critică și istorie literară, s-a ocupat de Lucian Blaga, de Nichita Stănescu, de Gelu Naum și, mai presus de toate, a început și continuă, a început, vorbesc, a debutat, cu studii despre avangarda românească. Titlul conferinței de astăzi l-ați văzut, sper că unii dintre dumneavoastră știu că în aceste 3 zile, adică vineri, sâmbătă și azi a treia zi, la noi la teatru e un spectacol pe versuri de un teatru dans făcut de Gigi Căciuleanu împreună cu tânărul actor Larry Georgescu, pe versuri de Tristan Țara, intitulat L'Om Dada. Spectacolul se va relua peste 2 săptămâni și ne-am gândit că în acest context ar fi extraordinar ca cineva care se pricepe foarte bine să ne vorbească despre Tristan Țara, dadaism și avangardă. Așa că îl invit în scenă pe poetul și profesorul Ion Pop. Bună seara. Doamnelor și domnilor, stimați prieteni ai avangardei și nu numai, sunt foarte onorat de această invitație a doua care mi se face pentru a vorbi pe teme literare, avangardiste, în special la Teatrul Național din București. Îi mulțumesc maestrului Ion Caramitru pentru această foarte, foarte plăcută invitație. Îi mulțumesc doamnei Linca Tomoroveanu pentru că, așa cum a prezentat și în urmă cu câțiva ani, a rostit cuvinte generoase despre mine și despre scrisul meu. Și v-a anunțat că aș putea să spun câte ceva despre Tristan Țara, despre dadaism și despre avangarda literară, adică este chiar titlul unui soi de prelegere pe care aș dori o foarte liberă pe această temă. Evident, în prim plan l-am așezat pe Tristan Țara, nu fără motiv, pentru că de numele lui este legat în primul rând mișcarea dadaistă, care a fost lansată, cum știe toată lumea, în februarie 1916 la Zürich, la numitul Cabaret Voltaire, deschis la 5 februarie de Hugo Ball. Un neamț refugiat ca alți germani și alți negermani în Elveția neutră, fugind, dacă vreți, de război, dar forma nobilă acestei fugi nu se numește dezertare, ci se numește protest. De fapt, asta a fost în esență un protest împotriva ceea ce însemna măcel mondial, absurdul acestor răsturnări pe care lumea europeană o începuse. Era, într-adevăr, o încăierare care stricase, distrusese întreg echilibrul vieții europene de până atunci, care părea bine instalată în tiparele ei, să zicem, de viață burgheză cu minte așezată.
spuneam că Tristan Tzara s-a așezat în fruntea acestei mișcări, fără, de fapt, el să deschidă cabaretul. Cabaretul a fost deschis de Hugo Ball. Bun, Hugo Ball, cam după un an, s-a despărțit de Tzara, a luat-o spre filozofie, spre teologie chiar, și repede și-a dat seama sau a crezut că este vorba de o mișcare care vrea mai degrabă să provoace dezordine, scandal, interpretându-o, bineînțeles, în primul rând, ca o mișcare de protest, cum și era. Așa încât, încet, încet, numele principal care a intrat în fruntea acestei manifestări este cel al lui Tristan Tzara. Justificată această poziție și datorită prezenței importante românești de la această primă revoltă de, cum să zic, de amploare, să zicem, până la urmă europeană, cel puțin sub raport simbolic și apoi cu o difuzare destul de largă în continuare. Participau, deci, la aceste seri, cinci români. Era Tzara în primul rând, era Tzara care venea la sfârșitul verii 1916, trimis de părinți la studii, în Elveția, la Zürich, unde deja Marcel Iancu, prietenul său, coleg de liceu, prieten de adolescență, se afla deja la școala politehnică, la celebra școală politehnică. Îl însoțeau pe Marcel Iancu doi frați ai lui, mai era prezent și pictorul Artur Segal. Iată, deci, echipa românească, venind din România, care se afla în acel moment la Zürich. Înainte însă de a vorbi despre un Tristan Tzara campion, să spunem, sau șef de grup, cel care urma să dea marea direcție programatică a mișcării, pentru că el este în fond autorul celor șapte manifeste Dada, care țin de versetele sau de capitolele mari ale Bibliei dadaiste. Înainte de asta, sigur, trebuie să spunem câteva cuvinte despre un Tzara pornit din România, existent în România, înainte de Dada. Cine era, de fapt, acest Tristan Tzara? Foarte sumar vorbind, pentru că nu avem foarte mult timp și sunt multe lucruri de spus. El provenea de unde? Din Moinești, o localitate neînsemnată a Moldovei, o familie mic-burgheză, evreiască. A studiat apoi pe la Sfântul Sava, a fost coleg cu Ion Vinea, cu Marcel Iancu, și împreună, era și Adrian Maniu în această primă redacție, au editat revista Simbolul, în 1912. Simbolul spune tot despre orientarea revistei, era sigur într-un moment de afirmare încă destul de puternic a simbolismului, care nu fusese chiar instituționalizat, ca să spun așa, în România, dar care trecuse deja într-o fază sau prin niște experiențe în care simbolismul începuse să fie pus deja în chestiune, mai ales în latura lui, să zicem așa, estetizantă, puristă, așa cum se interpretează astăzi, de exemplu, modernismul în general ca purism, pornind de la simbolism. Deci epurarea, transfigurarea limbajului, diferențierea radicală de cotidian, de obiectul concret, prozaic, etc. Deci o lume poetică, o lume care, până la urmă, este o lume de cuvinte, o lume pe care o reprezentase foarte bine Mallarmé, nu? Care alegea printre cuvintele tribului numai acelea care meritau, nu-i așa, să numească esențialul sau, până la urmă, chiar nimicul. N-avem timp să discutăm pe tema aceasta, de altfel foarte importantă. Întorcându-ne la românii de la simbolul, acolo erau niște adolescenți. Gândiți-vă că Tzara se născuse în 1896, deci câți ani avea în 1912? Nu foarte mulți, nu? Vinea în 1895, Marcel Iancu tot cam în acei ani, cred că chiar în 1895. Prin urmare, toți erau sub vârsta de 20 de ani, erau puși să pe fapte mari pentru că aveau lecturi importante. Marcel Iancu se pregătea ca viitor plastician sub îndrumarea lui Iosef Iser, deci pictori importanți. Cei de la Simbolul aveau cunoștințe despre ceea ce se întâmpla în mișcarea europeană, dovadă că ilustrau revista cu niște plasticieni francezi în primul rând. Și, pe de altă parte, sub raport literar, sigur că ei făceau ecou la ceea ce se putea face ecou în acel moment, adică simbolismului în mare ascensiune în România atunci și în mare concurență, pe de altă parte, cu tradiționalismul destul de retrograd și reacționar, să zicem așa, pe care îl reprezenta sămănătorismul.
perioada sămărătoristă, 1901-1910, deci este un deceniu marcat puternic de aceste tendințe care țineau la statornicirea lucrurilor, la buna lor așezare, atât pe temeiuri de ideologie națională, dacă vezi, că și pe temeiuri culturale, într-un moment de construcție culturală, pentru că asta era situația în România de atunci. Ori acești tineri, spuneam cu două minute mai devreme, trecuseră și prin altă școală, adică prin școala aceasta unui început de post-simbolism, adică în care marile pretenții estetizante simboliste începeau să fie puse sub semnul întrebării. Prin cine anume? Numele din tâi care ne vine pe limbă este al lui Jules Laforgue, un poet care moare tânăr, deja prin 1885, deci când abia doctrina simbolistă se închegase, dar el o luase cumva înainte și începuse să scrie în ale sale complângeri, sau cum să le spunem, lamentații, de prin 1885, după aceea, postum, în 1893, cu Le Moralité Légendaire, arăta că se distanțează de tot acest estetism. Și atunci introduce, Laforgue, introduce în scenă un personaj foarte teatral în felul lui, pe care îl numește Lord Pierrot. Lord Pierrot, care este, de fapt, o mască, o reeditare a clovnului trist. Clovnul trist, măscăriciul care nu este numai clovnul farseur pus pe șotii, pus pe glume, ci unul care ascunde o tristețe profundă, care are elegia lui, care este de fapt un arlechin. Un arlechin în care, pornind de la costumul lui, nu, în alb-negru, în acele romburi, sugerează deja alternanța zi-noapte, știu eu, deschidere voioasă spre lume, luminoasă, și pe de altă parte latura elegiacă, latura aceasta care sugerează un fel de deteriorare a echilibrului existențial. Lordul Pierrot, prin versurile lui Jules Laforgue, spune la un moment dat că pentru purmoa tout est relatif, totul e relativ, și că il est l'heure de renaître mon cœur, adică a venit ceasul, nu, să ne naștem din nou în chip de mocări, cei care iau în râs, iau peste picior lumea, lucrurile din jur. Și atunci, ce era de luat peste picior decât convenția aceasta estetizantă? Pretenția de a fi purist, nu, deasupra lucrurilor, într-un fel de zonă înaltă a spiritului, într-un fel de turn de fildeș, cum s-a spus mereu, nu? Ori acești tineri foarte citiți, atenție, pentru că Bucureștiul era plin de cărți și de publicații franțuzești, care soseau foarte repede de la Paris în acea epocă, erau citiți și știau și de Laforgue. Laforgue era, de fapt, devenise figura dominantă a momentului în multe zone, și în literatura franceză, în primul rând, dar și în aceste zone mai marginale ale Europei. Și atunci asistăm la niște luări de poziție foarte interesante și foarte caracteristice. Adică, în 1915, în revista Cronica a lui Arghezi și Galaction, foarte tânărul Ion Vinea declară pur și simplu că literatura îl persecută și este iremediabil antipatică. Aceste două propoziții trebuie reținute neapărat, pentru că vor fi foarte productive în continuare, în tot ceea ce înseamnă, de fapt, frondă antiliterară, ce va însemna în avangarda românească și europeană. Deci, pe asta pe de o parte. În 1916, Adrian Maniu, care făcuse parte și el din redacția, puțin mai vârstă decât ceilalți, din redacția Simbolului, spune și el că, cu aluzie la puporanisme, la sămănătorisme, că a venit timpul ca poezia să calce peste aceste convenționalități. Atenție la cuvântul convenționalități. Deci, iată, literatura mă persecută, mi este iremediabil antipatică, înseamnă că se insinuează ideea că literatura este cumva suprapusă peste convențional, sau invers, dacă vreți, ideea de convenție este suprapusă peste literatura. A face literatură înseamnă a compune în funcție de niște reguli, de niște convenții, de niște tipare care începeau să fie resimțite ca incomode. Și atunci, sigur că texte ale lui Vinea, cel în care apare, de pildă, apar aceste două propoziții, se poate intitula la francez Chronique villageoise, nu-i așa, foarte pretențios. Alt text se numește Un căscat în Amurg.
ceea ce spune iar destul, mă gândesc acum la ce va spune unul mai târziu Marin Sorescu cu Apusul de Soare numărul 26, deci intrând în ordinea, gândesc în toteca, mi se pare, nu? Întând în ordinea aceleiași atitudini critice față de convențional. Deci vezi că istoriile se repetă, dar se repetă semnificativ, nu exact în același fel. Iată deci cam care era situația. Să adaug că Adrian Maniu scrie pe urmele lui Laforg o Salome importantă în 1915 și mă mir că teatrul n-a luat-o încă în seamă la noi, cred că n-a fost încă jucat, ar merita. Ar merita pentru că este o primă foarte serioasă punere în chestiune a convenției teatrale, pornind de la un motiv consacrat, motivul biblic al Salomei, nu-i așa, care cere capul Sfântului Ioan și îl și obține de la Irod. Ori acea Salome era o piesă, dacă vreți, un poem dramatic, teatral și antiteatral, pentru că didascaliile, indicațiile de scenă erau false, erau cumva, cum să zic, un fel de reactualizări ale scrisului urmuzian. Urmuz, care era deja un precursor al avangardei mai puțin circulat, mai știau câțiva actori de la Național, Grigore Mărculescu, de exemplu, câteva lucruri de ale lui, texte pe din afară și mai ales fabula celebră Cronicari, plus că împreună cu Ciprian și alții puneau la cale tot felul de farse antiburgheze și aici Urmuz era marele maestru, a se vedea capul de răsoi, nu-i așa, Ciriviș, personajul cunoscut de multă lume din piesa lui Gheorghe Ciprian, despre care gurile rele spun chiar că ar fi o piesă a lui Urmuz, ceea ce e destul de greu de demonstrat totuși. În fine, nu vreau să insist pe această linie. Întorcându-mă la adevăratul subiect, trebuie spus totuși că acești oameni, fără să știe încă de Urmuz, pentru că Urmuz va fi publicat doar în 22 de Arghezi, în Cugetul Românesc și cu mari eforturi, în fața unui scriitor timid și frustrat și marginalizat, cum era acest demn Demetrescu Buzău, de la Înalta Curte de Casație, mare amator de concerte, în fine, scrind și el sonate, care din păcate după aceea s-au pierdut și chiar mi se pare o simfonie, în fine, dar acel Urmuz era în aerul epocii. Pentru că spusese, dacă vă duceți aminte, în Algazii și Grumăr, de exemplu, îl trimisese pe personajul Grumăr, camaradul mecanomorf, să zic așa, al lui Algazii, îl trimisese pe Grumăr în căutarea de cârpe și de arșice cu care se hrănea și căuta și resturi de poeme, pe care resturi de poeme le înghite pe ascuns sub plapumă, iar algazii simțind cum în bășica, în stomacul lui Grumăr, încep să fermenteze fiorii literaturii viitorului, toată literatura înghisită nu este simțită ca ceva foarte indigest la urma urmei. Vedeți că literatura începuse să se clatine, interpretată fiind în calitatea ei de convenție. Deci suntem într-o atmosferă care vedeți în această margine de Europa, însă foarte franțuzită și foarte la curent cu tot ce se întâmplă, face salturi rapide spre modernizare. Aici e chestiunea. Se miră toată lumea cum de se poate ca la București, într-un moment în care simbolismul abia se instala, cum spuneam, Bacovia debutase prin literatură prin 1899, era în ascensiune, dar pe altă linie, linia decadentismului, Rolina, poezia sumbră, nocturnă, cu nevroze teribile, așa, dar Minulescu era mai jovial, așa, cu romanțe pentru mai târziu, în 1908, și iată că vin acești tineri zănatici, nu, care spun, domnule, dar literatura s-a cam încheiat cu ea, ne-am săturat de literatură, vrem să facem altceva. Și atunci încearcă să facă altceva. Ce fac? Tristan Țara scrie deocamdată în 1912 pe urmele lui Minulescu. Lucruri alegorice, inspirate de ritmurile lui Minulescu, Râul Vieții, etc. Se mai adaugă acolo niște ecouri din Maurice Maeterlinck, care era la mod atunci, cu magia numerelor, cu simbolistica numerelor, care trecuse și la Minulescu, cu cele trei personaje, trei prințese, și așa mai departe, nu? Trec și la Tristan Țara, dar foarte repede acest june evoluează.
Așa că în anii următori, între 13 și 15, îl găsim cu câteva poezii foarte puține publicate în Chemarea, 1915, a lui Ion Vinea, vreo două numere numai, dar care are un articol deja foarte agresiv, un articol de fond, în care jurnalistul de mare clasă, care va fi Ion Vinea, spune pur și simplu, definind un fel de atitudine polemică, anunțând o atitudine polemică a scrisului său întreg, că a venit vremea să ieșim pe stradă cu platoșe tari sub veste și cu creioane cu șiș. Atenție și la aceste creioane cu șiș, care spun ceva, deci anunță în același context, în aceeași atmosferă, agresivitatea, viitoarea agresivitate a avangardiștilor. Iar Tristan Tzara începe să scrie versuri care vor fi publicate apoi de Sașa Pană într-o foarte importantă ediție în 1934, care adună tot ceea ce scrisese tânărul Tzara și care rămăsese puțin publicat, am spus, în presa literară a vremii, dar mai mult din arhiva lui Ion Vinea în revistele de avangardă, în Contemporanul și în alte locuri. Deci toate aceste prime poeme ale lui Tristan Tzara, pe care Sașa Pană le adună în mod cu totul și cu totul minunat pentru a marca o dată fundamentală în istoria poeziei moderne românești în 1934, sunt presărate, să zicem așa, în revistele de avangardă. Ce se întâmplă în aceste scrieri ale lui Tristan, Tristan Tzara? Evident, comentatorii lui străini, mă gândesc mai ales la Henri Béard, care e un mare specialist, editorul operelor complete ale lui Tristan Tzara, spune sigur că ce scrie Tristan Tzara în acei ani este mai degrabă un reflex în consecința experienței de lectură a lui Jules Laforgue, adică o relativizare, ăsta este cuvântul, pentru că îl rosteam prin gura lui Lord Pierrot, moi, tout est relatif, nu? O relativizare a convenției literare, un mod parodic, un mod ironic, mocăr, nu-i așa, de a scrie literatură, conștientizând, punând la vedere mersul scrisului, construcția poemului, felul în care se alcătuiește discursul poetic, cu distanțare mereu și mereu ironică, și nu mai mult decât atât. Deci a spune că dadaismul are niște premise românești nu este chiar corect. Bun, să zicem că e așa. Vine Serge Foch-Roto din sfera franceză, un alt mare specialist și al avangardei, în care zice, da, sigur, e mult la Forgă aici, dar totuși ceva din acest freamă, din această nemulțumire, din această efervescență se găsește la Tzara și acceptă cumva și faptul că ar fi un pre-dadaism românesc în aceste poeme. Eu voi parcurge foarte sumar, bineînțeles, din criza de timp, aceste lucruri, dând din când în când câteva citate. Ce se întâmplă, de fapt? Sigur că și Tristan Tzara este la o răscruce, se vede limpede, că împrumută cât un lucru din Albert Samen, cu Jardin de l'Enfant, de exemplu, apar și infantele la el, nu? Câinii de vânătoare, toată lumea asta stilizată un pic într-un fel de frescă estetizantă, nu? Și în peisaj, și în gestică, și în culoare, și așa mai departe. Dar, în același timp, el introduce în discursul simbolist de lamentație, de langori spitalicești ca prin serele calde a lui Maeterlinck de prin 1893, nu-i așa? Introduce ironia, introduce parodicul, păsările stau nemișcate pe cer ca urmele ce lasă muștele, de exemplu, nu? Înfloresc pe cărare urmele dobitoacelor, de pildă, ca să dau câteva exemple rapid pescuite din memorie. Mai vedeți că e înflorire, balegi, știu eu, lucruri incorrecte din punct de vedere estetic, nu-i așa? Care sunt muște în loc de păsări, deci niște prozaisme, se înneacă într-un lac de la mănăstire probabil o cărugăriță păcătoasă și moartea ei, sinuciderea ei, în ecul ei, nu produce decât o tulburare a cântecului broaștelor, nu? Acul e cusut cu ață, nu-i așa? Moartea aceasta este înregistrată ca un fenomen minor. Și aici îmi vine în minte o splendidă poezie a lui Auden, Le Musée de Beaux-Arts, care e inspirată din tabloul lui Bruegel de la Galeria Regală din Bruxelles, pe care am avut și eu marea plăcere să-l văd și în care, acum e o chestiune aparent marginală, dar nu chiar atât,
E tabloul acesta în care e căderea lui Icar, nu-i așa? Cunoscută căderea lui Icar din mitologie. Țăranul își are ogorul lui, o corabie care merge normal pe apă, niște copii care se joacă în curte, în curtea unor case, deci marea. Iar poetul scrie acest poem minunat, care este foarte scurt și care spune, da, într-adevăr, zice, a căzut, s-a auzit un plescăit în apă, dar țăranul își continuă munca, nu? Calul se scarpină de copac în continuare, copiii își văd de jocul lor și corabia, sigur, va ajunge pe drumul pe care l-a fixat de la început. Prin urmare, vedeți că toată această dramă, bine, asta e deja mult mai veche, că e deja în secolul lui Bruegel, deci foarte, foarte departe, dar undeva există un sentiment general, vedeți, al... cum să zic, care obligă artistul la așezarea în spațiul viziunii lui pe diverse scări, nu? A lucrurilor grave, a lucrurilor mari, care la un moment dat pot părea insignifiante. Adică, până la urmă, tragediile, morțile, disparițiile care par a tulbura viețile individuale, în ordine cosmică sunt mai nimic. Așa. Și asta este ceva foarte profund și tulburător, pe care vezi că și poezia și pictura, artele plastice, o înregistrează din când în când. Tristan Tzara face cam așa ceva. De el mai face ceva, nu mai am timp să citesc, mi-am dus mai multe citate, dar fac numai câteva trimiteri, poate, importante. Este foarte atent la faptul că textul, cum spuneam, e deja construit conștient. Este deja o știință a construcției cu detașările de rigoare față de felul cum este așezat cuvântul în frază, în strofă și așa mai departe. Felul cum se construiește sau nu se construiește sau se deconstruiește așa numită dicțiune poetică. Pentru că el spune la un moment dat într-o poezie în care trebuia să facă un fel de declarație de dragoste, deci ar fi trebuit să facă o declarație cu dicțiune și așa mai departe, dar nu face așa ceva. Din potrivă, el se lasă, dacă vreți, în voia unei spontaneități pe care o va cultiva mai târziu. Pe de altă parte, face ironii care pot fi trimiteri chiar la sămătorism, la tradiționalismul dominant în epocă. El spune, eu vin, sunt cântăresc pe coarde noi de la țară, așa, și literatura este viermele care roade în pământ, în subteran, ca să dea roade la vară. Am citat foarte aproximativ, nu? Sau își spune iubitei că sigur că îi va cumpăra semințe de flori rare, sigur, cercei de la bijutieri evrei și semințe de flori rare ca să corespundă cu gustul ei literare, nu-i așa? Și să fie în curent cu mișcarea literară. Sunt aici aproape citate, fragmente de citate. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Deci a fi în curent cu mișcarea literară, a cultiva semințe de flori rare. Semințele de flori rare erau ale simboliștilor, pentru că vreau exoticul, nu-i așa? Era o latură întreagă, cu evaziunea, cu spațiile îndepărtate, la Minulescu, Rio de la Plata și așa mai departe. Vapoare, spații, evaziuni. Tristan Tzara nu. Nu mai evadează. El stă pe locul lui, vede lumea din jur, ba își invită prietenul să se dezbrace în pielea goală și să iasă pe câmp, la fântână, să se spele, să scandaleze preotul și orașul, nu? Și să se bucure fetele de ceea ce văd, nu-i așa? Și, prin urmare, este o degajare, o invitație pe care o va mai relua în alte poezii în care se duce de data asta cu fata iubită și... o invită la tot felul de jocuri, să facă oale de lut, ulcioare de lut și așa mai departe, să se joace în natură. Ce este asta? Înseamnă o invitație la autenticitate, la normalitatea, la, cum să spun, la o expresivitate a poeziei, care nu mai este a cuvântului căutat, a cuvântului scos din cine știe ce dicționare savante și de mari rafinamente, ci este cuvântul rostit, cuvântul care este al nostru, care este cel de fiecare zi, care este al jocurilor noastre, al neseriozității noastre, dacă vreți. Și apropo de asta, trebuie neapărat să amintesc o poezie Glas, celebră. Nu știu că de ce astăzi s-a spânzurat Lia Blonda Lie, Noaptea de o frânghie, și convoacă lumea cu ochi de copil, un fel de naivitate asta a viziunii. S-a adunat lumea să o vadă și el spune, vezi ca să nu cadă, nu? Trebuie să cadă ca o pară coaptă.
Adică, ce se întâmplă? Ceva absolut, aproape scandalos. Adică, suntem în fața tragediei, dar acest poet cu ochi de copil nu mai vede tragicul, așa cum nu văzuseră nici ceilalți pe care i-am amintit, ci vede pur și simplu forma, vede paracoaptă, nu? Lia Blondalie nu mai e moartă, ci este pur și simplu o paracoaptă, este figura plastică a morții și eventual un fel de tandreze și ea infantilă. Am coborâ-o, nu, pe o scară și am așezat-o într-un pat frumos. Prin urmare, vedeți că e această întoarcere dinspre convențional spre trăit, spre autentic, spre un adevăr al expresiei care comunică cu subiectivitatea noastră adevărată. Dar nu numai acesta este Tristan Țărapel. Și aici vin la problema dacă există un predadaism românesc. Mă gândesc la câteva lucruri care sunt în ciornă la el, dar care, câteva fragmente care au fost publicate și de Sașa Pană în ediția lui, fragmente foarte, foarte interesante pentru că arată deja o dereglare a discursului care nu e numai de tip Jules Laforgue, adică nu este numai punerea aceasta în chestiune a convenției estetizante simboliste, ci pur și simplu este o sfărâmare a textului. Uitați ce spune aici, în fragmente. Din perdele alunecă lacrimi mari cu majuscule, capete de cai pe bazalt, cum se sparg jucării de sticlă între stele cu lanțuri la animale și înghețare aș vrea să urmez cu rădăcina, cu boala mea, cu nisipul ce-mi furnică în creier, cu ce mare și cu majuscule, fiindcă sunt foarte inteligent și în întuneric. Și vom vedea și alte lucruri de acest gen, dar apropo de creier și de inteligența în întuneric, aici era să-mi scape un lucru important legat de atmosfera aceasta gen Jules Laforgue din prima etapă a lui Țara. Și anume, intră în joc, îl anunțasem un pic cu Lord Pierrot, clovnul farseur, pe care îl preia ca mască și Tristan Țara, așa cum va face un pic mai târziu, în 1916, în Balada Spânzuratului, Adrian Maniu, care va spune, nu sunt decât un clovn farseur. Un dans șchiopătând, un dans grotesc, un dans deformat, nu-i așa, un dans de paiaț, așa cum vedem la circ, nu-i așa, și în scenele de cabaret, în care se saltă în toate felurile ca să facă lumea să râdă. Va spune Adrian Maniu și Țara crede la fel, eu, durerea mea a făcut să râdă întotdeauna. Deci, deja artistul a păsit ceva grav. I s-a întâmplat faptul fundamental, aș zice, că a coborât de pe soclu. A fost coborât de pe soclu romantic. Nu mai vorbește de sus, nu mai are figură de marmură, trebuie să coboare de pe scenă, să fie eventual clovnul farseur. Mă uit și eu la ceas și voi încerca să mă încadrez în timp, dar anumite lucruri totuși trebuie spuse și voi trece mai rapid peste celelalte. Clovnul farseur. De ce insist asupra acestui lucru? Pentru că vedeți că sunt inteligent și în întuneric, e deja ceva din această ironie, care va exista apoi și în sfărâmarea textului, din care nu mai citesc, mai este unul în care absolut abracadabra, în care nu mai există niciun fel de ordine, niciun fel de sintaxă, totul este sfărâmat și este chiar curat predadaism. Adică aici se vede că Tristan Țara era pe un prag, era cât pe aici să plece la Zurich sau, mă rog, cât pe aici să scrie opera quasi-dadaistă înainte de a pleca la Zurich, poate că e expresia mai corectă. Și atunci ajunge la Zurich, ce fac acolo ăștia? Deci ajungem la capitolul dadaist pe care spuneam că, prin care voi galopa puțin, dar fără a uita, sper, anumite lucruri importante. Sunt acești cinci tineri veniți din România. Tristan Țara scrie manifestele, primul este în 1916, chiar în 14 iulie, de ziua Franței, foarte zgomotos, prima aventură cerească a domnului Antipirin. Antipirin este un nume de medicament contra durerilor de cap, vă dați seama ce urmează, și scrie mai ales în 1918, ceea ce el numește Manifestul Dada 1918. Și aici găsim lucruri într-adevăr importante. Aici este Biblia dadaistă cu adevărat. Și este Biblie și sub raport ideatic și sub raport stilistic, pentru că
Marea idee avangardistă a negației radicale a trecutului, a artei, a literaturii, se află aici. Numai contrastul ne leagă de trecut, spune Tristan Tzara aici. Nu? Logica este falsă, gramatica este falsă, adevărul este relativ. Că adevărul este relativ, o aflasem deja și o știa bine Tzara de la Nietzsche, nu-i așa? Numai adevărul absolut este scris cu majusculă, s-a terminat, trecem în zona opiniei, a aproximărilor, a relativizărilor. Și junele venit din România spune cam același lucru. Și atunci, tot ce s-a moștenit trebuie distrus, trebuie făcut un fel de tabula rasa. Tabula rasa, Mircea Eliade o interpreta în sensul lui mitic, a face tabula rasa, a propune un fel de apocalipsă, cum vreți, a literaturii. De ce? Pentru a putea construi pe un tărâm absolut purificat. Tristan Tzara, deși este atât de nihilist, pentru că este cel mai nihilist dintre curentele avangardiste și Tzara cel mai nihilist dintre campionii ei, totuși spune, la un moment dat, spune, putem spera după măcel într-o omenire purificată, ceea ce nu-i puțin lucru, nu? Și mai spune ceva, că singurul zeu la care mai avem voie să ne închinăm este spontaneitatea. Asta este un lucru cu adevărat important, pentru că va reveni într-o formulă din alt manifest, manifestul despre amorul slab și amorul amar din 1920, în care o spune o simplă propoziție, dar cu ecou imens în toată literatura sau antiliteratura secolului 20. La pensée se fait dans la bouche. Deci gândirea se face în gură, gândirea ia naștere în gură. Sumar interpretat, ce înseamnă asta? Înseamnă că cum e turcul și pistolul. Adică, ceea ce spun trebuie să fie ceea ce trăiesc. Nu are voie să fie decât ceea ce trăiesc. Că trebuie să existe o simultaneitate între spusă și scrisă, între rostire și scrierea ei poetică. Dacă, așa cum zicea Tristan Tzara, poate că mai importantă decât arta și literatura este viața, atunci, într-adevăr, s-a rostit și prin această propoziție adevărul fundamental. Iar când zice spontaneitate, de fapt se gândește și la un lucru care ne preocupă pe toți, și anume la faptul că omul modern este un om al contradicțiilor, al contrariilor. El va spune în Marele Poem din 1931, care a fost un pic exploatat și aseară în splendidul spectacol lui Gheorghe Căciuleanu, pe care l-am văzut din fericire și eu, spune că omul este un nod de contradicții, un nod de contrarii și că, de fapt, în aceste contradicții, în aceste contrarii, în această spontaneitate a tuturor conflictelor, tuturor tensiunilor, această stare de spirit se numește viață. Se numește viață. Și aici am putea, sigur, căuta în manifest, am tradus și aceste manifeste, se vor reedita la Polirom acum, probabil până la târg, cine e curios va putea să-și achiziționeze cartea asta, tradusă deja în 1996 la Centrarul lui Tzara. Sunt 1001 de lucruri care sunt rostite aici, dar unul dintre ele foarte important este rețeta, pentru că fără asta nu putem, ca să facem un poem dadaist. Cum să facem un poem dadaist? Ei, facem un poem dadaist, știm toți dintre noi, de fapt, care e rețeta propusă. Luați un ziar, luați niște farfeci, decupați din ziar cuvintele la întâmplare, le adunați pe toate, le puneți într-un sac sau într-un săculeț, agitați puțin, ca la bucătărie, nu-i așa, făină, ouă, etc. Și scoateți după aceea din sac pe rând, la întâmplare. Închidem ochii, scoatem din sac și lipim toate cuvintele în ordine care au ieșit din săculeț sau din sac. Bun? Și spune, cu ironie supremă, spune, poemul vă va semăna și veți fi autorul unei opere foarte admirate de vulg. Deci lumea comună, oamenii de rând vor jubila, drăgălașul de burghez, cum spune el, lui Chantilly Bourgeois, va fi în al șaptelea cer, va admira această operă magnifică de mare autenticitate și de mare ispravă creatoare. Ori Călinescu la noi a observat un lucru important. E gluma aici, sigur, se joacă, dar e un joc în emblemă.
E un joc în efigie. Și Călinescu, în principii de estetică, în cursul despre poezie din 39, spune un lucru important. Și anume, zice el, acest joc aparent inofensiv al dadaiștilor înseamnă, de fapt, sugestia unei democratizări radicale a limbajului poetic. Adică orice cuvânt are de acum înainte dreptul să intre în poezie. Nu mai există cuvinte ale elitei, cuvinte ale omului de rând, nu? Totul este de recuperat, de introdus, de fructificat în discursul poetic, pentru că tot ce este poetic și nepoetic reprezintă acest nod de contradicții care suntem noi înșine. Și atenție, ceea ce publică Tristan Tzara în această perioadă ca poet, nu va fi exact conform rețetei dadaiste, pentru că el nu stă de fiecare dată să scrie poemul decupând cuvinte din ziar și trăgându-le apoi și din sac, nu-i așa. Procedează în cele 25 de poeme din 1918 și apoi în cinema Calendar al inimii abstracte, Case, sunt mai multe titluri adunate din 1920, așadar, un fel de poezie care profită până la un punct de acest sac, să zicem, dadaist, miza pe hazard, așa, pe întâmplare, pe întâlnirile fortuite, întâmplătoare de cuvinte care vor fructifica și suprarealism, pentru că, la urma urmei, dicteul automat își are rădăcini importante aici. Prin urmare, face în aceste poeme ale lui și o distrugere, o destructurare, cum se spune mai nou, a discursului poetic. Strică sintaxa până la nerecunoaștere, îngrămădește cuvinte, asociază întâmplător tot felul de imagini, notează, face multă notație. Adică există și metaforă dintre cele mai îndrăznețe, pentru că pune în joc, pune în ecuație cuvinte foarte îndepărtate între ele, dar în același timp notează mult, adică notează concrete. Este interesat de priza aceasta la prisiuri, la realitate. Deci este această pipăire, această palpare, această aducere în discurs a ceea ce înseamnă trăire, în ceea ce înseamnă concretețe, substanță existențială. Și atunci vom vedea și vom mai vedea ceva în aceste texte. Este și o componentă pe care o numim astăzi metatextuală, adică de manifest. De manifest era imposibil să nu fie așa, pentru că s-a și spus despre mișcarea de avantgardă că este în primul rând o literatură a manifestelor. Formula este lui Adrian Marino, dar ea exista de fapt, pentru că e o literatură de avantgardă începând cu futuriștii, în primul rând. Gândiți-vă la manifestele lui Marinetti, care au intrat la noi în 1909, dar un ecou de presă, dar fără fructificări, pentru că traducătorul Mihai Drăgănescu, un avocat din Craiova, spunea, da, maestre, sunteți extraordinar, apreciem energia dumneavoastră, poate o puneți în slujba maselor oprimate, etc., că era și socialist pe deasupra, dar zice, noi nu avem, zice, ne invitați să inundăm muzeile, să dăm foc bibliotecilor, dar zice, noi nu avem încă biblioteci și nici de incendiat și nici muzee de inundat sau invers. Avea dreptate. De ce spun asta, făcând apel la futurism? Pentru că motivează într-un fel și de ce dadaismul nu s-a născut în România. Adică cum? Exportăm șefi de școală și nu avem loc de ei în România, nu pentru că n-ar fi rupt autoritățile, deși poate că n-ar fi fost foarte, cum să zic, încântate să asiste la asemenea giumbușlucării, să zicem, pe teren românesc. Dar nu era contextul. România se construia, literatura modernă românească se construia atunci. Eminescu murise, adevărat, construise marea limbă românească poetică. Tot ce a urmat însă în sensul modernizării, al sincronizării, cum susținute de Lovinescu, are loc foarte rapid, nu? Că se mulțesc mijloacele de comunicare, se accelerează ritmurile și așa mai departe, se difuzează larg toate aceste curente. Deci la noi nu putea avea loc o asemenea mișcare, pentru că, așa cum spune foarte bine Claude Sernet, fost Mihail Cosma și fost Ernest Spirit, fratele Colomboi Voronca, când traduce în 65 poemele lui Tzara în franțuzește, primele poeme, zice, da, într-adevăr, Tzara, șef de școală, etc., dar în România un dadaist nu putea fi acolo, cum se spune, acolo concretizat. Trebuia un desant, cum va zice recent în Observator Cultural Sorin Alexandrescu, un desant cosmopolit.
la cabaretul Voltaire din Zurich. Adică erau nemți, era Zaceanu Jean Arp sau Hans Arp, erau tot felul de lume adunată acolo, erau și acești ciudați oameni, un pic bruneți veniți din România, cum spune Hürzen, deci niște omuleți bruneți orientali veniți din România, despre Metești va vorbi disprețuitor și André Breton, cu care țara va avea conflicte serioase apropo de prezentarea unui spectacol al lui cu Inima cu barbă. Și, prin urmare, nu putea să aibă o desfășurare reală și o consistență dadaismul și atunci el se va întoarce în România în chip de ecou. Vedeți aici pe Marcel Iancu făcând un portret al lui Țara în chip de mască, pentru că la cabaretul Voltaire erau foarte prizate măștile, ca la orice cabaret, bineînțeles, se improviza mult, se rosteau poeme simultane, se făcea scandal, erau de toate, pentru că acest dada n-a fost de la început chiar dada, nu? Când au găsit ei cuvântul în dicționar, cică l-au găsit în dicționar, dada, l-au și interpretat ca fiind foarte reverberant. Și anume, ce este dada în fond? Dacă te uiți în larus, este un căluț de lemn, nu? Cu care se joacă copii. Dada mai este, mai este și idee fixă. Am o idee fixă, nu mă țin de ea, că și cum mă țin de convenția literară, mă țin, insist, scriu, gândesc același lucru până mă satur, până se scârbește lumea de ce fac, bun? Dar mai este și altceva. Da. Să mai vedem, să mai discutăm, sigur, da. Da, e adevărat, nebuna satului clocește măscărici pentru palat, cum zicea mai devreme Tristan Țara într-un poem românesc. Deci e acest relativism, această punere sub semnul îndoielii. Zice, chiar în manifestul acesta, Dada 1918, spune, da, este dublă afirmație în română și în rusă. Dublă afirmație însemnând și mod de a pronunța, pentru că dacă spunem într-un fel, da, sigur, se face. Da, știți, deci aici actorii știu foarte bine ce înseamnă această dublare dublarea afirmației înseamnă negarea cea mai radicală cu putință. Și dacă vreți, este și ceva românesc aici, dincolo de adverbul ca atare preluat din slavă, este și râsul plânsul, este și eterna noastră punere sub semne de întrebare, uneori prea multe, nu? Înainte de a face ceva sau dacă facem ceva, e bine, n-am făcut bine, suntem triști, se veseli, e cazul să ne veselim de tot, să râdem cu gura până la urechi, să zâmbim până la urechi, cum s-a mai întâmplat. Nu, poate că nu-i cazul, mai ne strâmbăm, schimbăm masca precum la antici, nu-i așa? Râdem, plângem, intrăm în scenă, ieșim din scenă, vezi glosa lui Eminescu. Și atunci, dacă nu s-a putut realiza pe teren românesc o mișcare dadaistă, nu era cum, nu era unde, ce să negăm? Tradiția, zicea Serne, nu era încă destul de consolidată. N-aveam cum, spusese și Drăgănescu, să dărâmăm ceea ce abia construim sau încă n-am construit. Și atunci rămân ecouri și 75-16, vă rog să dați drumul la revista 75-16. Da, puteți? Imaginea la 75-16, vă rog, dați-i drumul. Nu știu de ce nu se aude, vă rog. Așa, se aude în sfârșit. Prin urmare, ce s-a întâmplat? Spiritul Dada a fructificat. Sigur că nu toată lumea a crezut în el. Am spus că chiar Hugo Ball s-a detașat repede, trecând la teologie, dacă vă puteți imagina. Bun. Dar a venit Marcel Iancu acasă. N-a mai suportat farsa dadaistă. A spus, doamne, ei fac niște bancuri un pic superficiale, e cazul să devenim serioși și să devenim chiar acum grav și să spunem următoarele propoziții. România era atunci într-o fază de construcție culturală și națională hotărâtoare. Gândiți-vă că înainte de 1918, înainte de Marea Unire, era nevoie de făcut aproape totul. În contemporanul, prin 23 deja, când vine a invita colaborări din exterior, mari personalități, ce vom face din București o metropolă europeană care să colaboreze numele cele mai de vază ale lumii și vom da exemplu, orgoliu bucureștean în fața Balcanilor și vom da un mare exemplu țărilor mai înapoiate din Balcani.
vedeți ce frumos și încurajator. Țările mai îndepărtate din Balcani. E foarte bine că s-a putut crede în felul acesta și ei au crezut. Au crezut și atunci vinea publică, încă n-am ajuns chiar la 75-16, dar suntem imediat acolo, publică manifestul activist către tinerime abia în 1924, în luna mai, numărul 46 din Contemporanul, revistă de artă constructivistă, atenție, dar începe ca la dadaiști și ca la futuriști. Jos arta, căci s-a prostituat. Și sfârșește să ne ucidem morții. Teatrul este nimica, poezia este un discurs de sors, glanda lacrimală a fetelor de orice vârstă, muzica, un cristir răsuflat sau invers, totul trebuie făcut în rit de aparat morse, imaginea plastică, strictă și rapidă, deci a unui constructivism bazat ideatic pe arta abstractă, evident, dar totuși pe ideea de construcție, fapt care l-a făcut pe Marcelian, cu trecut prin Bauhaus, trecut prin constructivismul german, să se întoarcă acasă, spune, e mai sănătos să ne întoarcem acasă și mărturisit-o mai târziu, să construim. Și a construit primele vile moderne din București, a contribuit la sistematizarea orașului în mare măsură, a dat un exemplu pentru mari arhitecți moderni care au trasat bulevardele și care au construit lucrurile pe care le vedem astăzi cu mare încântare sau cu aproape foarte mare încântare pentru că au tăbărât și alte modernități în împrejurim, așa. Iată deci că au fost detașări de la început și chiar vinea, dacă îmi permite să observ, când îi scria lui Țara, care îi promisese că îi va publica totuși o plachetă la Pupé, domnule Cercueil, domnule Tombeau, deci păpușa în sicriu sau în mormânt, n-a mai apărut. O anunța în prima revistă Dada. Nu știu de ce n-a mai publicat-o. Îi trimisese, de fapt, poezia Doleanțe, care suna mai degrabă simbolist, al lui Ion Vinea. N-a mai apărut oricum și în corespondența lui cu Iancu și cu Țara din această perioadă zice, da, apreciez foarte mult fiumisteriile, adică glumele voastre și fac propagandă grozavă pentru mișcare. Dar foarte repede se vorbește despre Dada ca despre o atitudine sfârșită. Deci undeva există acest scepticism care ținea și temperamentul lui Vinea și a zice că era și ceva mai general românesc acolo, adică toate excesele astea durează cât durează, după care ne întoarcem la tristețile și elegiile noastre. Dar totuși s-a întâmplat că revista 75-16 a apărut în octombrie 24, deci la o mică distanță față de Contemporanul și un fel de filială a lui. Ați văzut că începe cu foarte frumoasa copertă făcută de Victor Brauner și aici ce se spune printre altele ca să colaborăm, pur colaborăm, pentru că ei scriau, voiau să aibă și o oarecare difuzare internațională. Au apărut într-un singur număr ăsta. Dar deci, pur colabore a Soissons 15-16, il faut, ne pas faire de la littérature. Deci să nu faci literatură, nu? Urine sur tout. Să traduce cum acum e la modă. Tinerii spun direct lucrurilor pe nume și la lucruri mai teribile. Să urinăm pe tot ce există, nu-i așa, nu? Să fii avut un accident de avion, să știi să dansezi cum trebuie, nu? Să-ți iubești părinții. Deci sunt niște lucruri luate, vedeți, toate marile precepte și marile exigențe morale, poruncile, să spunem așa, sunt luate puțin peste picior și aici avem o mulțime de pseudoreclame care sunt puse în pagină la modul futurist, pentru că dinamica promovată de futuriști și apoi și de dadaiști, spontaneitatea și tot ce vreți, erau, cum să spun, înscrise și în tiparul respectiv. Și atunci se anunță reclam, cea mai grozavă invenție este pictopoezia, mare expoziție Victor Brauner care întrece totul și se copiază stilul bombastic publicitar. Dați un pic mai departe să vedem aviograma lui Ilarie Voronca. Text fundamental acesta. Uitați-vă cum începe pe verticală. Cetitor deparazitează scrierul. Este tocmai ce vroiau dadaiștii. Adică a eliminat. Rien, rien, rien. Nimic, nimic, nimic. Asta era. Rupem cu trecutul, distrugem, facem tabula rasa. A deparazita creierul era chiar o foarte frumos exprimată idee a lepădării de microbii, de știu, virusii vechiului. Inventează, trebuie. Apropo de acest trebuie, Tristan Țara ironizase chiar modul de a face un manifest dadaist în manifestul 1908. Ci pentru ca să faci un manifest dadaist, trebuie. Să vrei, să strigi cu toată vocea. Vrem A, B, C.
cerem A mic, B mic, C mic și așa mai departe. Deci cât mai multă voce, spuneau și futuriștii, cât mai mult scandal, cât mai multă fermitate, cât mai mult, cum să zic, sugestia, idee că tu ești primul și ultimul care face legea în țara literelor și, bineînțeles, de aici ce rezultat? De fapt, o teatralitate pe care acest Teatru Național o cunoaște foarte bine, ca alte instituții din categorie, o teatralitate grozavă, tirade sau pseudotirade, parodii ale teatrului, se clamează tot felul de lozinci constructive, în fond, inventează, dar se spune un lucru care ține totuși de dadaism. Când convenție va deveni ceea ce facem, vedeți ceva mai jos, ne vom lepăda și de noi în aerul anesteziat. Vă dați seama ce importanță, ce gust al sacrificiului retoric. Ne vom lepăda și de noi. Nu ne interesează propria noastră existență, pentru că ținem prea mult la ceea ce înseamnă spontaneitate, viață, această sumă de contradicții, de întâlniri, de vitale, de expresia ceea ce depășește orice literatură, orice artă, orice filozofie, orice cugetare și orice practică artistică. Prin urmare, și atunci, dacă dați un pic mai departe, veți vedea ce face Voronca, face un pic, cum fac dadaiștii, continuați aici ai TSF, astea sunt toate antenele puse pe blocurile timpului, încă de futuriști, așa, ideea de joc, de asemenea, sunt ilustrații aici de Marcelian, cum vedeți, abstracționiste, pentru că era în gust abstracționist, este poezia lui Vinea, Vinea cu zvon, care e foarte simbolist, nu are nimic de a face cu dadaismul. Deci vedeți oscilația. Și poate că ostentativ o pune aici, ca să pună o pedală acestui spectacol. Mi se pare prea de tot, nu? Prea de tot, excesiv, dar e mai departe. Și metaloid, uite, vine Ștefan Rol pe numele lui adevărat Gheorghe Dinu și face pe futuristul și constructivistul. Mușchii de platină, orașele, vibrație, sânge, vene de metal, tot ce vreți, abstracțiuni de maxi și așa mai departe, dați-i mai încolo puțin, așa. Ei, și aici sunt tot felul de lucruri, unele semnate de nume ciudate, un cu pâine, un titlu de poezie, dar mai există și o frază care are, a făcut carieră, a lui Mihail Cosma, Claude Cerné, deci care va traduce și va deveni poet francez, va traduce poemele lui Țara în 65, cum spuneam. Ce spune acela? Spune, zice, literatură, le meilleur papier igienic du siècle. Literatura pune între ghilimele, e adevărat, lăsând în ambiguitate cumva formularea, pentru că literatura era și o revistă dadaistă din 1919 a parizienilor, când Țara va trece spre Paris și va continua acolo scandalurile până prin 20-21, așa. Și atunci, dar noi putem gândi și mai departe. De ce să nu ne gândim, avem voie, încheiind dată, să ne gândim că literatura însă și este pus întrebări. De ce ne gândim la asta? E normal, după toate cele auzite de dumneavoastră, chiar așa superficial și sumar, ne dăm seama că literatura persecută în continuare și este calul de bătaie și dușmanul numărul unu, microbul și virusul care trebuie uciși. Ba mai mult, v-aș aminti că Benjamin Fondan, deci Fundoianu, plecat și el în Franța, colaborează în continuare la revistele de avantgardă, ca și Țăral de Alminter, și spune într-un text care deschide o microantologie franceză că, zice, poate s-a terminat cu vremea de a mai scrie capodopere. Nu e mai important oare fluxul vieții noastre, drama noastră, tragedia noastră, din nefericire a trăit-o și a murit-o la Auschwitz, și a fost un poet de foarte bună clasă, un mare intelectual, vă sfătuiesc, cine n-a deschis cartele despre Baudelaire, de exemplu, și alte lucruri extraordinare, este un mare poet, priveliștile sunt o splendoare a poeziei românești, neavangardiste, desigur, dar un pic expresioniste totuși, nu? Și spune, da, mai putem noi îndrăzni să facem capodopere în lumea asta în care ne simțim atât de precari, în care suntem plini de neliniști, nu-i așa? Nu e mai bine să scriem oare literatura noastră pe hârtie igienică? Vedeți cum se propagă undele de la aceste
mici reviste, mici nuclee de revoltă avangardistă, până mai departe. Și de fapt aici, eu cred că aș putea cumva încheia aici înainte chiar de a încheia cu totul, pentru că am un mic adaos, un fel de bonus la ceea ce voi fi spus până acum. Aș încheia într-un fel cu ideea că dacă dadaismul are cu adevărat o importanță, este sigur prin manifestele lui care au și o calitate literară, pentru că poate capodoperele lui Țara sunt aci, mai ales în aceste 7 manifeste, despre care Filip Brunea spunea deja în integral, recenzând volumul apărut în 24 cu manifeste, zice pușcă încărcată cu zgomot pur, splendid definit. Nu? Marele reporter va fi Brunea Fox în Interbelic, zice, zice dadaismul o pușcă încărcată cu zgomot pur, iar Sașa Pană mi se pare, zice, mitralieră de confeti. Zice, la modul lui mai spectaculos și mai feric și mai bonom. Nu? Sau dadaismul a murit intoxicat cu lapte, spune careva. Deci, sau tot Filip Brunea spune, zice, că au dormit fără să știe acești haiduci în frac, foarte frumos spus haiduci în frac, pentru că era în fond o revoltă de salon în felul ei, nu-i așa? Nu? Burghezi cu monoclu, Tristan Țaral, vedeți cu monoclu tot timpul foarte, cu cravată, cu costum la ultima modă, etc. Toți se revoltă, strigă, înjură, etc. Cere oprobriul, cere hula și așa mai departe. Și totuși, se întâmplă aceste lucruri, dar rămâne dincolo de asta o stare de spirit. Asta e, cred, valoarea. Valoarea faptului că se mizează pe individualitatea creatoare, nu pe generalități, nu pe reguli, nu pe legi, nu pe lucruri care trebuie respectate ad literam, cu cumințenie de cazarmă, nu-i așa? Vedeți că Sașa Pană, care a fost medic militar, fuge cât poate de cazarmă. Fuge cât poate de disciplina asta, devine director pe propria cheltuială a revistei 1, face mica revoluție avangardistă în momentul respectiv, antrenează spirite în jurul lui, un Geo Bogza, care este un scriitor important, Stefan Rolu, Ilarie Voronca, minunatul Voronca, a cărui moarte o vom comemora în acest aprilie, s-a sinucis în 1946, în aprilie, și iată urmele acestea, vedeți acești avangardiști, starea de spirit, vorbim starea de spirit, în care este și măscăriciul, și jocul, și gluma, și conștiința fragilității lucrurilor spuse, dar mai ales a fragilității trăirii. E o precaritate a omului modern, o conștientizare mai acută decât oricând a condiției umane. Ce suntem noi? Shakespeare, domnul Calamitru, știe foarte bine cât de mult a pus această problemă, cât de mult a pus-o Hamlet, cât de drag i-a fost Hamlet lui Tristan Țara, care și glosează pe tema asta, până și în teatrul lui absurd și în niște schițe de poeme românești. Toate aceste chestiuni apar acum cu un fel de violență elegiacă, dacă îmi permiteți acest oximoron, quasi-oximoron, la suprafață, ca să clatine, să invite la meditație, la reflexie, să invite la puțină tristețe sau, dacă vreți, măcar la melancolie, această omenire pornită irresponsabil, cum vroiau futuriștii, nu? Lăudau războiul, masculinitatea, suntem grozavi, omul în mașină cu părți înlocuibile, ori spune altfel. Și scrierea lui zic că sunt aproape futuriste, dar mai aproape, că le scrisese înainte de futurism unele dintre ele. La el, omul mecanomorf, e dimpotrivă o caricatură și o tristețe avant-bechetiană, să spun așa, a omului făcut din resturi, făcut din nimic și promis nimicului. Asta este dadaismul, asta este invitația la spontaneitate, în primul rând, la un fel de, cum să zic, de câștigarea conștiinței de sine ca ființă vie și ca ființă muritoare. E un lucru care cred că face ca mișcarea Dada să rămână în memoria culturală, în memoria vieților literare și vieților noastre. Și spuneam că la sfârșit, așa că ne mai descăsim frunțile și pentru că suntem la teatru, s-a citat un pic. Eu am făcut acum 20 de ani, uite cum trece vremea, traducerea la acelei chanson Dada a lui Tristan Țara, care e trăznită, nu? La chanson de Dada ischeme, cheme, che avea Dada au cœur și așa mai departe. A încercat și domnul Gheorghe Șerban o frumoasă traducere în,
începută în revista Observator Cultural mai nou, după cum am văzut, dar încercarea mea sună cam așa. Deci cântec Dada. Cântecul unui dadaist, ce avea în inimă Dada, mult motorul își obosea, ce avea în inimă Dada. Regele, cu un lift urcat, greu, plăpând, autonom, brațul drept i-l-a tăiat, papei l-a trimis plocon. De aceea, liftul în inima sa, pe Dada nu-l mai avea. Ciocolată să mâncați, creierul să vă spălați, da, beți apă după ea. Partea a doua, cântecul unui dadaist, nici prea vesel, nici prea trist, el iubea o biciclistă, nici prea veselă, nici tristă. Soțul însă în prag de an află tot și prins de crize a trimis la Vatican trupuri două în trei valize. Nici amant, nici biciclistă, vesel nu mai fu, nici tristă. Bune creiere mâncați, soldatul să vi-l spălați, da, apă veți bea. Iar partea a treia și finală, cântecul unui dadaist ce avea suflet de Dada și era deci dadaist, precum toți ceilalți Dada, un șarpe mănuș purta și-a închis repede sub papa, mănuș de șarpe își punea și veni să-și pupe papa. Câtă simțire! Înflorită burta sa, Dada în inimă n-avea, lapte de păsări să consumați, ciocolatele vi le spălați, da, mușchi de vițel veți mânca. Domnule profesor, am scris o mie de întrebări aici, dar nu o să vi le pun eu. Urma să mă încuiați acum, vreți să mă încuiați cu orice preț. Da. Aș întreba cum s-a născut numele Tristan Tzara. Aici sunt mai multe. Cel mai evident pare Tristan Tzara. Trist în țară. Bun, acum un ecou wagnerian există, pentru că Tristan și Isolda nu se știe ce înseamnă această lectură, de exemplu, a lui Nietzsche pentru Wagner, întoarsă pe dos după aceea, nu? Ce înseamnă fatalitatea, femeia fatală în literatura femme de siècle, în plastica secolului, sfârșitului de secol XIX. Se pare, dar eu nu știu, poate știe cineva ebraica, se pare că cuvântul țara însuși ar însemna amărăciune în ebraică. E adevărat, oare? Știe cineva? Am impresia că am citit undeva treaba asta, nu pot să jur, dar în orice caz vedeți că ține de condiția Arlechinului. Și de aceea spuneam că cei care se îndoiesc de apariția, de anunțarea dadaismului în România, greșesc un pic, nu de tot. Că Giovanni Lista, care e un mare cercetător al futurismului, zicea, vorbea disprețuitor un pic, le mythe de la prétendue grossesse de Dada, en Roumanie, grossesse rumaine de Dada. Așa, în replică la Eugen Ionescu, care exalta pe Urbus și avangarda românească ca fiind premonitorie pentru ceea ce se va întâmpla în Europa. Dar spuneam că aceștia nu au dreptate. De ce? Pentru că vezi că Măscăriciu e în inima tuturor lucrurilor. Și Măscăriciu a fost în inima lui Țara de la început. Și de ce spun asta? Și ar fi trebuit să amintesc mai departe decât de 75-16. Gândiți-vă la Ionescu. La Ionescu, deocamdată Eugen Ionescu. În Nu. Are un capitol acolo, Eu, niște părți de jurnal, în care stă în fața oglinzii sau fără oglindă și se strâmbă și silabisește numele, nu? Și spune că sunt un tâmpit, sunt un, nu? Admirați-mă, Aristotel, etc. Prin urmare, este o paiasă. Deci motivul acesta al paiasei circulă despre La Forg. Sigur că este și biroul al lui Jarry și există tot ce s-a întâmplat cu Raymond Roussel și tot. Există o tradiție europeană, da? Iată, din întâmplare, din fericire, și românii au contribuția lor. Ionescu, dar Ionescu în englezește fără profesor, din 42-43, prima schiță a cântăreței Chele. Ce face? Împușcă spectatorii la sfârșit. După ce s-au încurcat limbile, ca într-un Babel al modernității. Nu se mai întâlnește cuvânt cu cuvânt, nu? Se confundă silabele și este o harababură de un mare comic acolo și de un mare absurd. Și atunci vedeți că, tristețea lui Tristan Tzara există, dar sigur mascată în comedie și în comedie, nu-i așa, în mască. Eu mi-am notat aici așa, în timp ce vorbeați, privind la 100 de ani retrospectiv, la începuturile dadaismului, dezvoltarea lui
și adormirea lui până la urmă. În ce? Pardon. Privind retrospectiv, după 100 de ani, la nașterea și până la urmă adormirea dadaismului, ce stă în picioare astăzi din el? La ce a adus dadaismul? Ce a rămas valabil din el? Da, unde săpăm să-l regăsim? Și ce mai putem specula din el? Da, să zic. Eu acum, printr-o întâmplare interesantă și profitabilă pentru mine, a trebuit. Am fost invitat amabil și prietenesc de un excelent artist din Baia Mare, Mircea Bochiș, un plastician minunat, care e și un ilustrator de cărți, îl cunoaște, așa, care mi-a cerut să fac un fel de cuvânt de introducere la Vincent, poema lui Țăra, pe care le-a ilustrat. Le-a ilustrat foarte aleatoriu, pentru că nu te poți ține de textul direct. Și atunci m-a obligat la o relectură a acestor Vincent poem și a celorlalte care urmează. Ce am constatat? Ceea ce vă cam spusesem înainte. Și anume, faptul că, în ultima instanță, și asta poate n-am spus destul și subliniez acum, tehnica asta a scoaterii cuvintelor din sac, din săculeț, se regăsește în aceste poeme, în spiritul simultaneismului. Era la modă atunci. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în cubismul. Am uitat despre asta, că se uită în marea. Cubismul analitic, de exemplu. Nu? Păi tot e o explozie acolo. Geometrie teribilă, stringentă și serioasă, aparat morse, vorba lui Vinea. Nu? Expresie plastică, strictă și rapidă. Colaje, cum vreți, figuri întoarse, dar și la futuriș, bocioni, întorsese sticla, punsese omul să alerge, sculptura să alerge, etc. Și acest lucru se întâmplă, deci simultaneismul este câștigul dus la extrem sau pus în vitrina majoră a tehnicilor poetice. Un simultaneism, și aici rămâne, zic eu, ceva valabil din tot ce scrie Țara, la individualizarea expresiei și la caracterul, să zic așa, punctiform al fiecărui vers, al fiecărei imagini, sugerând roiul, sugerând explozia, sugerând impresia divergentă și convergentă și împrăștiată a ceea ce poate reține omul despre lumea din jur, lume dinamică, dinamică, veselă, cabaret, etc., și cabaret Voltaire, dar și precară și tristă în felul ei. Și atunci revenim la valorile dadaismului, accentul pe individualitate, pe noutate, cu răutățile și pagubele făcute sintaxei, că nu avem ce face, dar păgubirea sintaxei și a ordinii și a gramatici, pentru că Voronca spunea la un moment dat o frază peste care am sărit, gramatica, logica, sunt ca sentimentalismul ca agățătoare de rufe, vă dați seama ce dispreț. Nu merită nimic, totul e ca agățătoare de capul lor, agățătoare de rufe. Bun. Ei, ăștia, Țara face la fel, deci readuce în câmpul atenției cititorului de poezie senzația, noutatea, priza imediată asupra realului, distrugând și introducând, cum spuneam, propoziții programatice. Nu se poate. Fără această impuritate, literatura de avantgardă nu poate exista. Fondul ei fundamental programatic se trădează cu sau fără voia autorilor. E o mișcare inofensivă, să nu uităm. Adică o mișcare care deschide drumuri, este avantgardă, deschizătoare de drumuri, trece peste, vorba lui Vinea, spre leșuri de morți, de vieți și inși. Deci trebuie să facă. Numai că, iertați-mă că vă întrerup, numai că trecerea peste morți când tu ești foarte tânăr, și adolescent, așa, e o revoluție în sine. Adică nu vrei să mai ții cont de nimic de ce a fost până la tine, dar nici nu ai studiat îndeajuns. Eu am fost marcat profund de o expoziție retrospectivă văzută mulți ani în urmă la Paris, la Grand Palais, cred că a fost, da, o retrospectivă Matisse, uh-huh, care s-a adus din toată lumea un număr impresionant de lucrări și aranjamentul acestei expoziții s-a făcut pe anii vieții lui Matisse. Uh-huh. Este un pictor care a trăit foarte mult. Dacă începuturile lui Matisse, timp de destul de mulți ani, acolo reprezentate în expoziție, erau copii cât mai fidele după marile opere ale clasicilor Renașterii, cu alte cuvinte, obsedat fiind de a învăța desenul perfect sau pictura autentică de tip clasic și așa mai departe, pe măsură
ci se maturiza, începea să se descopere și asta era perfect vizibil în expoziție, personalitatea lui, care se desprindea de clasicism și își se regăsea, se căuta pe sine, se găsea și perioada lui între 40 și 60 de ani este una absolut explozivă. După care revine la o simplitate absolut aiuritoare, când uită tot ce a făcut și nu mai face altceva curaje, decât ca curaje. Și dadaiști, iau o foarfecă curaje. Și decupează forme pur și simplu din hârtie albastră, uh-huh. Și pe care le expune având o acuratețe extraordinară și chiar o ca și la Brâncuș până la urmă, despre asta este vorba, în spate o experiență de o viață. Aici lucrurile sunt începute invers. Sunt începute înainte ca să îți asumi clasicismul, dacă vrei, sau cultura generală a unei umanități întregi și așa mai departe, da. Și e pornit o revoluție în sine, mai mult sau mai puțin. Ei, da și nu, pentru că acești tineri nu erau inculți. Da, nici foarte culți. Păi nici foarte culți, dar știau destul cât trebuia ca să poată ataca. Gândiți-vă că futuriștii, unii erau plini, Italia era geme de capodopere, nu? Și acum dacă te duci în orice sătulez, găsești o frescă minunată, bun. Și atunci Marinetti își permitea să spună, să vorbească de cimitirul... Aveau 15-16 ani, asta a spus, 16 ani. Păi știi ce dacă? Aveau aproape 20. La 19 ani poți fi precoce. Vine a scria lucruri excelente, în 1915, lucruri de modernitate extraordinară. Citiți poezia Soliloc și altele câteva. Știau tot ce se petrecea în Franța, deci citeau cu o poftă, cu o lăcomie nemaipomenită. Știau și artă destulă. Mai știau și artă, vedeți că Marcelian... Citeau ca să nege. Cum? Citeau ca să atace, citeau ca să nege. Bun, atacau, dar și pentru că era războiul, atenție. Eu vă provoc acum, nu... Nu, acum încerc să explic. Eu știu că sunteți avocatul diavolului acum, dar atacau pentru a incita, de fapt, la înnoire, pentru că ce se întâmplă? Voronca a spus, un om mai cu bun simț, să zic așa, decât dadaiște, la un moment dat zice, domnule, suntem scriitori, suntem pictori, nu putem ieși din convenție. Sigur că doamna convenția, zicea el cu majuscule enfatice, ca să râdă puțin de ea, ce pândește ca vulpea din fiecare tufiș, dar ce nu putem ieși din convenție, suntem scriitori, suntem pictori, așa încât are loc, s-a publicat o carte a unui american, cred că se cheamă în franceză, în orice caz, Le Retour à l'Ordre, pe care am citit-o acum câțiva ani, întoarce la ordine. Deci, de fapt, orice încercare de distrugere a convenției devine gest artistic. Gândiți-vă, și aici bine că ați avut ideea asta, pentru că ne întoarce la Marcel Duchamp. La acele ready-made, lucrurile gata, făcute. La celebrul lui pisoar care devine fântână, nu? Deci, nu mai contează acum opera de artă ca distilare, decantare a unor stări de spirit, ci contează atribuirea de sens. Gândiți-vă la ce scrie Arthur Dentor, de exemplu, în nenorocirea, în răsturnarea asta a tuturor ierarhiilor estetice, în momentul în care Marcel Duchamp face un cuier sau, știu eu, niște agățătoare de sticle sau o roată de bicicletă în operă de artă, acel pisoar care numește fântână, Gioconda cu mustăți, rămâne operă de artă. Și asta recunoaște unul dintre, nu știu dacă nu Picabia, recunoaște, domnule, avem ce face. Gioconda cu mustățile lui Duchamp este opera de artă. Numai că începe, se schimbă sistemul de lectură, vedeți. Intră și nonconformismele în muzeu și este o uriașă operă și deja veche de recuperare în muzeu a gesturilor care erau antimuzeu. De fapt, ce a făcut avantgarda toată ziua și dadaismul? Să distrugă muzeele, nu? Ăia din Italia invitau la incendiere și la inundare. Ori iată că acum Marcel Duchamp se vinde, dacă ar fi urinoarul original, se vinde cu milioane de dolari, mă rog, este și la modă. Dar oricum a intrat în muzeu. Pop art-ul ce este în fond, nu? Pui niște becuri acolo, pui niște aparate, le combini nu știu cum, Andy Warhol și nu știu mai care, dintre oamenii importanți de acolo, pentru că deja are loc acest transfer.
numim un obiect, deci trece din noi, din cuvânt, din trăirea noastră, ceva spre obiectul existent, facem economie de rindea și de ferăstrău brâncușian, nu mai ajungem la polisări extraordinare și splendide, cum sunt păsările lui Brâncuș, să spunem, și tot ce face el, nu? Și atunci ne mulțumim cu acest puțin. Ce spune acest puțin, de fapt? Se spune că marea noțiune de artă, pe de o parte, sigur, s-a demonetizat și atunci ne detașăm de ea, strigăm împotriva ei, și pe de altă parte recunoaștem în ea omenia noastră, dacă se poate spune așa. Calitatea noastră de oameni modești, aduși la condiția lor concretă. Aveți cuvântul. Doamna Blandiana, prima, microfon, imediat. Acum, nu știu, politea să obligi sau nu? Va fi artilerie grea, atenție. Să vedem. Eu aș vrea să spun două lucruri. Primul este cel de-al doilea, dar pentru că mi-a apărut în minte incitată de ultima întrebare a lui Ion Caramitru, care nu era o întrebare de avocat al diavolului, era o întrebare absolut esențială. Deci în ce măsură este vorba de o esențializare sau de o distrugere ca să distrugi. Deci din punctul meu de vedere și cred că de fapt deci nu-i numai punctul meu de vedere, dadaismul, ca și o anumită parte din suprarealism, este o mișcare importantă în istoria literaturii. Nu este, e un moment al istoriei literaturii, nu e un moment al poeziei. Deci nu există nimic comun între acest grup care încearcă să distrugă și face bine scuturând în felul ăsta. Nu reușind să distrugă, nici n-aveau cum să spun, aura poeziei. Dar ei înșiși nu sunt în stare să o creeze. Este clar că nu rezistă niciunul ca poet în sine. Rezistă însă ca un moment, este un moment al istoriei literare. Deci asta... O spun ca adaos la ce a spus Caramitru, pentru că ce voiam să spun pe exemplu tău cu Matisse este că Matisse se afla în interiorul picturii. Deci în interiorul picturii a pornit dintr-un loc și a ajuns la esențializare. Dadaiștii nu se aflau în interiorul poeziei, se aflau în afara ei. Era o mișcare de protest, cum a spus, de altfel, ca să fac o mică glumă foarte serioasă, cea mai bună dovadă că ceea ce spun e adevărat este destinul lui Ion Pop, care este un foarte important poet care nu are nicio legătură cu tema esențială a lui ca istoric literar. Adică dacă dadaismul ar fi fost ceva important în poezie, Ion Pop ca poet ar fi avut o legătură cu dadaismul. Nu, el este pe linia marii poezii, nu pe linia dadaismului. Deci, închei. Ce voiam să... E o întrebare pe care nu mi-amintesc dacă ți-am pus-o în particular, dar e o foarte veche obsesie, o întrebare pe care vreau să ți-o pun. Nu mai țin minte exact anul, acum vreo 8-9 ani, poate chiar 10, la Centre Pompidou a avut loc o foarte mare expoziție despre suprarealism. Deci, încă o dată, nu sunt o fană nici a suprarealistilor, nici a... Deci, am fost prietenă cu ultimii dintre ei, dar nu ca poet nu ader la asta. Și totuși m-am simțit profund frustrată de faptul că în această expoziție universală despre suprarealism și în care era vorba nu numai de cel francez, nu numai de futurism, nu numai ci de urmările lui în toate celelalte țări, România nu exista. Și chiar nu înțeleg, adică la urma urmei
De exemplu, cineva ca Claude Sernet era chiar atât de periferic încât niciodată nimeni din cei care s-au ocupat de suprarealism nu l-au luat în seamă că el totuși a făcut tot ce a putut să introducă pe piața franceză, lăsând la o parte că dadaismul era până la urmă chiar făcut în limba franceză, nu știu, dar el nu exista în expoziție. Este vorba doar de faptul că nu știm deloc să ne punem în valoare sau de altceva. Mulțumesc. Era Marcel Iancu în expoziție, însă. Da, Marcel Iacu exista, dar nu se menționa că are vreo legătură cu România. Deci nu exista nicio... cum să spun? E adevărat ce spune Blandian, numai punerea lui pe hartă. Nu, e foarte adevărat ce spui. Odată la prima chestiune, sigur că dadaiștii și nu numai dadaiștii, în general avantgarda nu a lăsat capodopere recunoscute, poate în pictură. În pictură acolo e altceva. În literatură nu, dar erau împotriva capodoperei, pentru că capodopera era la Bête Noire. Nu vroiau să scrie capodopera. Nu că nu erau în stare, pentru că la Țara sunt versuri extraordinare. Și în absurditățile astea lui și de construcțiile lui, dacă îl citești atent și de la capul al fine, dincolo de toate conformismele, că a trecut și prin asta, n-a fost așa de angajat și de stalinist, cum se zice, sau a trecut în orice caz peste asta la un moment dat, așa, dar există versuri extraordinare. Eu vă dau unul chiar din perioada românească, care pe mine mă emoționează întotdeauna. E atât de întuneric că numai vorbele sunt lumină. Asta este un vers de mare poet. Și sunt 1000 altele. Deci, în acest dezastru, în aceste sfărâmături ale poemului, ei sunt întotdeauna câte o mare scânteie care arată că este e poet. Adică nu putem spune chiar atât de drastic că nu sunt poeți. Că nu sunt opere perfecte, e adevărat, până și omul aproximativ care e considerat un mare poem, eu l-am tradus, are un flux whitmanian, că asta este, dar are multe impurități. Din cauza programului, sunt multe abstracțiuni și insuficientă lipsă de control al discursului din punctul nostru de vedere, al unor exigențe estetice pe care aceștia și Tristan Țărap între ei nici mai târziu nu le punea în primul plan. Numai că, și cu asta închei ca să-l las pe domnul Cramitu să vorbească și pe cine mai dorește să spună ceva, la sfârșit, atenție, Tristan Țărap ce face? Culmea culmilor caută anagrame în scrierea lui François Villon. Domnul Sorin Alexandrescu dorește? Mulțumesc și salut pe Jean Pop cu această ocazie. Dacă îmi dați voi, eu aș propune o altă perspectivă asupra dadaismului. În primul rând, l-aș scoate din avantgardă, l-aș vedea singur. Pentru că amestecându-l cu alte curente de avantgardă, se creează un fel de sintetism pe care nu a fost în realitate. În al doilea rând, nu l-aș vedea numai literar, l-aș vedea mai curând în alte două dimensiuni. În primul rând, dimensiunea vizuală și în al doilea rând, dimensiunea spectaculară, teatrală. Ceea ce făceau ei la Cabaretul Voltaire erau spectacole de o violență extraordinară împotriva nu numai a regulilor și a miturilor artistice, dar împotriva propriilor lor spectatori. Adică toate demonstrațiile pe care le-a făcut la Cabaret Voltaire și mai târziu la Paris erau niște violențe extraordinare împotriva spectatorilor, care de multe ori urcau pe scenă și se băteau cu acești artiști. Deci această violență nu era numai o mică joacă verbală, nu, era o atitudine fundamentală. Că ne place sau nu ne place, asta e altceva. Dar interesant este că și la Zürich, dar în toată Germania, revin la asta imediat, ca și la Paris, lumea venea cu sutele ca să asiste la violențe în care de multe ori erau chiar ei victimizați. Deci această dimensiune a violenței nu cred că trebuie uitată, nu trebuie transformată într-o mică joacă literară. A fost mult mai mult decât atât. S-ar putea mult mai bine discuta toate aceste lucruri prin teoriile mai noi asupra mediilor și hipermediilor, pentru că ei au inventat un spectacol multimedial pe care nu-l făcuse nimeni până atunci și care a rămas după aceea constant. Mai departe, problema artei, da, sigur că da, ei nu au fost în România, nu aveau cum să fie de
să facă ceea ce cerea Marinetti. Sigur că da. Ion Popa a făcut foarte bună această introducție istorică și răspunsurile care s-au dat, da, noi nu avem muzee, deci nu avem la ce să dăm foc. Problema asta nu era asta. Problema era că în Zürich s-au întâlnit câțiva români care erau începători, cu câțiva începători însă extraordinari germani. Și această dimensiune germană este mereu uitată. Pentru că noi suntem, prin firea lucrurilor și a tradițiilor, suntem pro-francezi și atunci mergem pe linia de explicație franceză, care este însă extrem de unilaterală. Majoritatea celor care au participat la Zürich erau germani sau austrieci. Sau în orice, era și o singură elvețiancă. Din Alsace era Jean Arp, care când era francez și se numea Jean, când era german se numea Hans. După cum Alsace era provincie germană sau franceză. Bun, acești oameni, să nu uităm, în 1918 s-au dus la Berlin, la Hanovra și în alte orașe germane și au făcut revoluție bolșevică. Ei erau foarte politizați. Asta iară se uită, pentru că, într-adevăr, țara nu a fost politizată în niciun fel. Din punctul meu de vedere, cu atât mai bine, zic astăzi. Dar atunci, istoric vorbind, nu numai Hugo Ball, sau nu în primul rând Hugo Ball, dar mai ales Richard Hülsenbeck și alții, Schwitters și nu știu câți, au făcut revoluție bolșevică. Și Lenin era prin apropiere. Lenin era și s-au dus, de fapt l-au trimis austriecii în Rusia ca să scoată Rusia din război și în felul ăsta Austria să câștige războiul, au crezut ei, mă rog. Da, au fost la câteva case, au locuit de Spiegelgasse 1, unde era cabaretul Voltaire. Toate aceste lucruri, cred că ar trebui spuse. Și în domeniul vizual, aici am văzut câteva coperți, sigur, la niște reviste care în România, prin firea lucrurilor, erau sincretice. Sincretismul este o permanență a modernismului românesc și a avangardei, dar în primul rând vizual s-a creat ceva extraordinar. Obiectul de artă ca atare, estetic, a încetat să existe. Asta este marele lucru pe care l-au făcut dadaiștii. Duchamp este un dadaist care a mers după aia în America. Obiectul, nu s-au mai produs obiecte de artă, nu s-au mai produs picturi. S-au produs obiecte, s-au produs instalații și mai departe, prima oară. Nu putem spune chiar că a fost numai o joacă așa ghidușe. Nu aș zice asta. Sigur, poți să spui așa cu o anumită relativizare în sensul de da, care ajunge de. Dar eu știu că în românește, dacă spui de, nu spui nici da, nici nu. Și asta știm de la țăranul lui Rebreanu, din romanele lui. Da, acum e un mic răspuns așa, care nu e chiar un răspuns. E foarte important ce spune Sorin Alexandrescu aici, legat de contribuția multimediatică sau multimedia, așa, mediale, așa. E chiar o observație fundamentală asta, fără discuție, așa este. Am însă unele rezerve legate de propunerea, să zic așa, de scoatere a dadaismului din mișcarea de avangardă. Nu, eu din potrivă cred că este chiar în spiritul cel mai avangardist cu putință, în măsura în care ilustrează una dintre laturile studiate de multă lume și schematizate la noi, de exemplu, de Adrian Marinou, latura contestatară, latura negativistă a avangardei. Și asta pe de o parte. Pe de altă parte, mi-ar părea rău să se fi înțeles din ce am spus eu că era vorba numai de o joacă. Din potrivă, mi se pare că am spus de câteva ori că E un joc aparent care este tot timpul un fel de emblemă de suprafață, un fel de mască, ceva mai profund, care ține de tragicul ascuns și nu tocmai ascuns, pentru că Tristan Tzara spune în manifestul acesta de la 1918, sunt măscărici care fluierăm prin mănăstiri, prin războaie, prin etc. Și mai ales trebuie să ținem seama de faptul că suntem în plin război și că această mișcare este în mod fundamental totuși un protest împotriva războiului, a măcelului. Iar propoziția aceea pe care am citat-o, putem spera ca după măcel să se nască, să ajungem la o umanitate purificată, este totuși o treabă esențială. Deci ne jucăm, dar clonul rămâne foarte trist și conștient de
tragedia care se întâmplă în realitate, chiar dacă nu e înțeles de publicul, de drăgălașul burghez și e, cum să zic, are impulsul să-l sfideze în primul rând. Mai avem un poet care vrea să spună, domnul Prilipceanu. Scuze, da. Un moment să primești microfonul. Nu se aude, nu, că înregistrăm. Adică ați văzut că acum nu poate să înregistreze seriul, noi putem în continuare. Aha, ce bine! Jeanne, să facem la vedere. Un mic exercițiu, să-mi răspunzi prin da și nu. Este da-da o mișcare românească? Da-da ca mișcare nu este, este internațională. În ce dicționar a fost găsit cuvântul? Se zice că în la rus. De ce francez? Am zis se zice că în la rus. Dar în franceză da-da nu înseamnă ce înseamnă la noi, nici deh, nici nimic. Ar nu, da-da înseamnă d'accord, exact d'accord. Ce... Nu, dar interpretarea aceea cu da-da, adică și da și nu, nu, va fi, nu e valabilă pentru dadaiști, e pentru noi cei din sala asta, nu? Păi nu, da-da îți spune țara însuși ce înseamnă, râzând îți spune, da-da e căluț de lemn, da-da este idee fixă, știu da-da este bine. Dublă afirmație în română și rusă, da-da este numele de coada vacii din nu știu ce zonă africană. Știu foarte aici bine. Probabil că glumește, da. Dar ziceai că da sau da... Păi nu, da, asta este. Păi când spui da, da, dublă... Noi dublă... în românește, dar ei în nemțește sau în franceză nu păi, spun a, da. Da, în nemțește poți face speculații. Da, este aici, este prezența, este concretul, nu? Știu foarte bine, dar discuția acolo, era... Acolo, așa, mă, scuzați-mă, da, că nemțească mea, da. Dar acolo, dar în orice caz, da, zain, în fine, da. Discuția era că actorii, deci domnul Caramitru, știu foarte bine că dacă spui de două ori da... E valabilă pe scena Teatrului Național, nu în ideea dadaiștilor. Dacă îmi spuneam... Da, 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 dacă este introdus în circuitul dadaist, de ce să nu acceptăm și componenta asta românească de data asta? De acord, dar e componența doar prin câțiva membri, după cum am fost. E internațională cât putea fi de internațională. Sorin Alexandrescu vorbea de câțiva nemți, de un alzacian semi-neam și semi-francez, de un elvețian și de 5 sau 3 români până la urmă. Dar ei nu au... Nu aveau conștiința faptului că repetând pe da, spui un deh, nu? Ei, dar ori fi învățat între timp. Nu cred. Au învățat de la sarac, ei nu știau. Asta, doar, asta doar vreau să observ. Cred că asta e o chestie... O... La noi are mai multe conotații. Ați uitat că mergeam înainte de 89, aveți cafea, cafea? De acord, dar... da, sau dar... întrebam pâine, pâine, sau... Adică dublam ca să se spună că e autentică. Ok, dar cu restul, da, nu are nicio legătură cu... Avem aici un specialist în alt... Pentru banc, știți că s-a vorbit și de un sfânt, dar lucru care mi se pare mie exorbitant și cu totul ne la locul lui. E un domn de prin Moinești sau din împrejurim care a căutat în calendarul ortodox și spune este un sfânt, da, care e aproape de ziua de naștere lui Țara. Ei, nu cred eu că Junele Tristan Țara din familia Rosenstock s-a dus la calendarul ortodox să-și identifice Sfântul Dada acolo, nu. Se gândea la asta Sfântul Mina, jocuri, care Mina jocuri, de pix. Da. Normal, da. Dacă l-a găsit în dicționar. Și doi, vreau să spun că totuși, probabil era vorba și de o neputință în Revoluția asta. Nu, pentru că, nu într-adevăr, știu. Ai dreptate, Ion Caramitru, nu parcurseseră toată cultura ca să poată să o nege. E adevărat, dar ce știm noi dacă am vedea numai Picasso-ul din ultima perioadă și un cutremur de pământ sau un mare cataclism ar fi acoperit toată opera și toate cărțile care s-ar fi scris despre acelea, ce ai crede despre... Sau dacă ai vedea numai fântâna, zisă fântâna a lui Marcel Duchamp. Asta se întâmplă, într-adevăr. Dacă vorbiți de Picasso, vă trimit la Dalí. Să vedeți cum desena Dalí. A, bine. Cât de realist. Păi da, el știa. Deci asta vreau să spun. Păi da, ei n-au trecut prin prima, prin faza... culturală, ca să zic așa. Nu, dar era ideea o lua înaintea, cum să zic, experienței propriu-zise. Mai degrabă e așa, semăna cu primii creștini care au distrus biblioteca din Alexandria fără să o fi citit și ca să scape. Nu, aici nu, cred că mergi prea departe, dar în orice caz, se poate, se poate spune. Avem și dadaist. Poezia clasică română, un vers final dadaist. Totuși este trist pe lume. Da. Aici avem un specialist în urmuz, dacă nu mă știu. Alo? Da. A, scuzele mele, nu v-am văzut. Vă rog să vă prezentați. Mă prezint, Mișu George Dobrovicescu.
Venind aici am zis, domnule, ar fi bine să mai mă pun la punct cu... Da, da. Nu se aude bine. Vorbesc foarte aproape. Așa. A, trebuie, da. E un microfon mai modern. Nu sunt obișnuit. Am să pun câteva întrebări. Prima întrebare era următoarea. Oarecum domnul Prelipceanu a atins. S-o pun cum am gândit-o eu. Spuneți-mi în ce limbă Tristan Țara a scris acest manifest? Una. Doi. A scris singur sau în colaborare cu prietenii dânsului sau, mă rog, colaboratori? Aceasta e prima întrebare. Atunci vă răspund imediat. Vă rog. Să nu pierd șiruitilor, că am îmbătrânit, știți, și poate că uit, da, să zicem. A scris în franceză pentru că era o limbă de mare circulație, e normal. E normal. S-a dus la Paris și acolo a făcut carieră. De ce au plecat atâția români la Paris? De ce până și Macedonski avea ambiția să publice în franceză și a publicat în franceză? De ce se mândrea că e participant la revista La Valonie a lui Albert Mochel? Era o limbă de circulație internațională. De ce au scris suprarealiștii români, Gerasim Luca și ceilalți, în afară de Gelu Naum, toți în franceză în 45-47, pentru a se face cunoscuți, pentru că manifestul lor Dialectica Dialectici era adresată mișcării suprarealiste internaționale. În ce limbă? În română putea să înțeleagă André Breton treaba asta? Nu. Că și-a scris singur manifestul, se vede din marele talent al lui Țara, pe care Breton nu l-avea, cred eu, atât de puternic ca Țara. Îmi pare rău, nu fac de naționalist acum, dar spontaneitatea, prospețimea, cuvântul, inventivitatea lui Țara nu atinge niciun suprarealist francez, îmi pare rău. Deci, sigur, le-a scris singur, dar într-o atmosferă care... Propice. Sigur, îl încuraja. A doua întrebare este dacă textul care îl avem în română e original tradus de dânsu, adică dacă concomitent a scris și în limba română și în limba franceză. Nu, aici trebuie să mă scot pieptul în față, să spun că eu l-am tradus, prima dată în românește. Adică nu e chiar adevărat, pentru că Ilie Constantin, după Mario de Micheli, avangardele secolului 20, o lucrare de referință de altfel, a tradus ce era tradus în Mario de Micheli și probabil că s-a servit de originalul francez, pentru că știe și franțuzește. Dar integralitatea manifestului de aici le-am tradus eu în 96 la centenarul lui Tristan Țara. Probabil că nu e o traducere perfectă, dar nu Țara și-a tradus evident în românește textele. Le-a lăsat în franceză. De ce spun chestia aceasta? Pentru că, sau întrebarea a doua mea, pe vremuri erau traduse din latină de către profesorii asociați anumite texte, hai să zic, antice. Și era în paralel, pe pagina din partea stângă a volumului, era în latină și în dreapta traducerea română. Cine vrea să vadă sau să verifice, putea să o facă. Am căutat un dicționar francez-român interbelic. L-am găsit. M-am dus la pagina cu Dada. E adevărat. Căruți de lemn, cum spun copiii. A doua, un fel de idee fixă. Și a treilea, marotă, care de fapt înseamnă cam același lucru. Deci v-am verificat, ca să zic așa. M-am dus la un Larus mai modern, din 62. Se scriau câteva fraze despre mișcarea dadaistă, după ce era cuvântul Dada, care era francez-francez, dicționarul, ca să spun așa, care m-a mulțumit. Ce vreau să spun? Vreau să spun că la expoziția care e pe Lipscani cu Gabroveni, am fost la deschidere. Se călcau pe bătătură. Erau sute de oameni. După două, trei zile m-am mai dus, erau vreo doi. Aseară, când m-am dus, n-am văzut pe nimeni. Am văzut pe un custode, ca să zic așa, de ocazie și zic, sunt singur, zice, nu, mai e cineva, dar nu-l vedeți. M-am dus să cumpăr oarece volume care pot să le găsesc fie la anticariat, fie la librării. Nu le-am găsit. Mă opresc aici. Cine e de vină? Îmi pare rău. Vreau să vă spun... Nu eu. Eu mi-am pus toată... Nădejdea că o să mă... Mă rog, o să mă lămuresc mai mult.
am rămas în beznă. Da. Vă spun foarte rapid, eu m-am dus ieri, pentru că am profitat de faptul că fiind provincial sunt în București, m-am dus la o expoziție Brâncuș în alb-negru, care de fapt sunt niște din fotografiile de atelier al lui Brâncuș, pe clișeile lui, făcute de oameni mai noi, așa. Niciun afiș, m-am dus, am protestat, a trebuit să caut nu știu câte intrări până am dat Biserica Crețulescu vis-a-vis acolo, niciun afiș și am spus ca orice provincial de bun simț și ardelean, am spus, doamne, totuși, expoziție Brâncuș, oricât ar fi de mică, nu? Le-a dărâmat vântul. Păi bun, dacă asta este un răspuns, asta e una. Eram singurul în expoziția Brâncuș, a apărut după aceea probabil un student de la plastice, avea barbă, deci deduceam că de la arte plastice, pictor sau așa ceva. Mergeți la Muzeul de Artă Națională, veți vedea, sunt 3-4 vizitatori sau 10 sau 20 într-un muzeu care ascunde comori. Pentru că la noi nu există cultura muzeului, copiii nu sunt duși la muzeu, cum am văzut eu în Italia, între 5 și 7 ani stă învățătorul și explică pictorul de la Berna, Paul Klee, care părea de inexplicat și pentru maturi, și aia se uitau și întrebau deștept și dădeau răspunsuri deștepte copiii. La noi nu există, prin urmare, nu vă mirați că după 2-3 zile nu mai e țipenie de om în expoziții. Pentru domnul că profesor, nu avem cultura acestui eveniment care este Muzeul pentru o cultură națională și universală. Duceți-vă la Iași, aveți pe Sfânta Parașcheva locului. Bă, iată, asta spune tot, ce vreți. Numai când o scot, vin sute de mii de oameni. La muzeu, bine spuneți, dar când sunt nopțile muzeilor, se înghesuie lumea la miezul nopții. Este un paradox, dacă vreți. Pentru că nu costă nimic, ca și tot ce se dă, atenție, aici asta funcționează verbul a se da, aduceți-vă aminte de el, s-a băgat cu tare, se dă carne, se dă zahăr, se dă unt, nu, se dă artă, se dă odată pe an artă, poftiți, ca la moși, nu? Da. Aici, cred că vă ghiceți gândul, veți spune ceva și de urmuz, despre care ar fi cazul. Vă spun eu numele sau vi spuneți dumneavoastră? O să încep la Tristan Țara, care a fost definit în mai multe feluri. Ion Popa a spus, dar mie mi se pare, merge la suflet definiția lui, care e teribilă, după părerea mea, acel oximoron, o explozie elegiacă. Mie mi se pare că asta este Tristan Țara în tot ce a făcut. Nu trebuie să uităm, s-au spus și lucrurile astea, dar nu s-a accentuat pe lirismul lui, verișoară de pension. Sigur că da, citise Maeterlinck și piesele lui cu domnițele, dar și Serșod, probabil că l-au impresionat. Pentru că există o continuitate a acestui discurs, al amintirii în aceste prime poeme. Dar să nu uităm că el a reluat pe urmă în dadaism. Eu mi-aduc acum aminte Maison Flake, sigur, care este splendidă și altele. Și am putut să am această revelație și datorită unor bune traduceri americane într-o revistă foarte frumoasă, îmi scapă numele acum, în care prezintă mari poeți din lume, sunt 2 sau 3 români, este Fondan și este Țara. Și cum sună, e perfect. Ce se întâmplă? Această poezie care mizează nu numai pe lirism, dar și pe această explozie a cuvintelor, sub mâna unor traducători inspirați, se poate traduce. E o poezie traductibilă. Sigur că are acele ascunzișuri ale vocabulelor, dar nu are acele lucruri greu de tradus ale marilor idei poetice. Să traduci, știu eu, elegiile duineze ale lui Rilke e foarte greu. Nu zic că e ușor să traduci Tristan Țara, dar el își probează lirismul lui. De asemenea, a avut dreptate Ion Pop. Sigur că da, în panorama poeziei universale, Baconski nu l-a trecut și a spus de ce, pe întemeietorul suprarealismului, pentru că nu este un poet atât de mare. A inventat un sistem mai mare decât fiecare poezie în propria lui.
Asta înseamnă ceva. Dar oricum, filonul lirismului, prin filonul lirismului, putem recupera destule poezii și din suprarealism. Sigur că da, eu am făcut mult timp suprarealism. Poate că de asta l-apreciez. Nu știu dacă Ana Blantiana a făcut suprarealism, dar nu cred că poate fi ștersă din literatura vie. Nu rămâne doar în istoriile literare. Da, sigur, asta e o simplă opinie de poet și... Da, rămâne și în poezie, rămân, nu multe. Și probabil că a avut dreptate, încă o dată spun, Baconski. Nu este un mare poet, un proton, dar este un poet. Interesant. Imagini pe care le are proton, altfel transpuse, pot fi citite în, nu importă care imaginar. De exemplu... Constantina Băluză, nu spun nimic. Da, bun, sigur. De fapt, atât am avut de spus, ca noutate. Mulțumesc. Nu e nicio întrebare conținută. Ați vrut să puneți și o întrebare? Da. Domnului Pop? Întrebarea este cum de poate atât de bine să vadă fațetele lui Tristan Țara, ca și în general... fațetele poeziei se datorează mai mult criticului sau mai mult poetului? E o întrebare grea. Această dotare de a descoperi fațetele ascunse atât ale curentelor literare, cât și ale personalităților poetice. Îți este, dragă Jean Pop, dacă poți să-ți dai teama, dotată vine de la faptul că ai scris și scris tot timpul poezie sau de la faptul că ești un critic înnăscut? Ha, acum, foarte pe scurt, că nu avem vreme. Da. Evident că, fiind și critic și fiind și poet, sper, așa, poate că pricep mai bine și mecanismele poeziei pe care le analizează critica. Și atunci sunt în felul meu un om fericit că, iată, am prins pe Dumnezeu de un picior cu care se scrie inspirat totuși. Da, vă rog să vă prezentați pentru... Da, mă cheamă Vladimir Pana, o să am și o întrebare la sfârșit, dar înainte de întrebare vreau să îi spun domnului Caramitru, da, că Țara era un om, un băiețel foarte cult. Teza lui la filozofie pe care o am din liceu a luat nota 10, ca și teza de la matematică. Amândouă au luat nota 10, era un elev eminent. Mai târziu, eu când l-am cunoscut, era deja un tip posac, sigur, a trecut până toate, bine, atunci venise, era probabil obosit de pe tren când a venit la noi acasă, nu mi-a făcut o impresie formidabilă, eram copil, judecam după exterior. Am întrebat, ați văzut, am provocator, avem un exemplu și mai bun. Eminescu avea 16 ani, trecea munții și spunea, sunt poet și ca un material. Deci, la 16 ani Eminescu era și el la nivelul ăsta, probabil, nu? Da. Vreau să zic că atunci nu mi-a făcut o impresie groază, mă uitam mai mult după exterior. Voronca era un tip atletic, un fizic de actor, m-a impresionat formidabil. Țara mai puțin. Întrebarea care se adresează și domnului Pop și domnului Abăluță. Ce părere aveți despre dicteu automat? Există așa ceva? Păi să știți că deja răspunsul e dat chiar de Breton. Adică, sigur că în teorie, cunoaștem toți, cred, teoria, nu? Fluxul liber, lipsa de control a rațiunii, etc., etc., asocieri libere, tot ce vreți și cât mai contrastate între ele ca să se producă scânteia imaginii, dar de fapt un control măcar minimal există. Dacă ai luat pixul în mână, nu mai e automat. Știi că te așezi să scrii. Da, numai că scriind de la visare la scriere și la trăire la scriere, totuși o distanță foarte importantă. Depinde cum dacă ești în stare să scrii, cum să zic eu, fără cenzuri, fără cenzuri exagerate și fără încurajări exagerate din afara obiectului pe care vrei să-l transmiți în scris, nu știu dacă e clar ce spun.
Deci aici un control e nevoie și Breton a recunoscut că în câteva celebre poeme ale lui care se pretindeau automate, până la urmă a trebuit să fie atent. Eu am discutat și cu asta închei, cu Michael Rifater sau Michel Rifater, cum vreți, l-am întâlnit în America cu mulți ani, am făcut un interviu cu el și care are niște studii de poetică legate de suprarealism. El dovedește în modul de construcție a poeziei suprarealiste că și acolo există un fel de logică. Înțelegeți? Adică o fie sfărâmată logica, dar până la urmă, discutam mai înainte, este imposibil să nu ne întoarcem la o minimală ordine a discursului, pe care omul modern, omul nostru de astăzi, o simte și mai bine, pentru că el acceptă mai ușor salturile între sfărâmături, salturile între fragmentele de grenadă din asta textuală. Alții erau complet zăpăciți. Eu când am recitit acum, cum vă spuneam, cele 25 de poeme din cauza lui Mircea Bocchiș, mi-am dat seama imediat, adică mult mai mult decât acum 15 ani, să zicem, că pricep mai mult din poezia asta, pentru că între timp mi s-a mobilizat și mie creierul. Adică trăiesc în civilizația imaginii, cum să zic, se comprimă distanțele și suntem invitați la o îmbrățișare plurală de tip informație mondială, nu-i așa, care arată cât de puternic e simultanismul. Și Sorin Alexandrescu știe foarte bine în materie de imagine explozia, cum a avut loc explozia despre care vorbim și în ce măsură este o cuprindere uriașă de informație într-o cum e în sticul nostru, cel din care s-au proiectat imagine. Sunt biblioteci întregi care intră acolo. Ei, acum, citind un poem dadaist sau suprarealist, ne dăm seama că noi putem controla mult mai bine și mai atent un fel de logică, mai mult sau mai puțin, ascunsă altă dată și ascunsă parțial și acum. Aici îmi dați și mie dreptate. Mai avem timp două întrebare. În a vă spune ce am descoperit la rândul meu citind Eugen Ionescu și alte texte, așa zis, absurde, sau chiar absurde, dar cred că este mai necesar să găsești logică sau o anumită logică pentru a orândui elementele absurde, pentru a-i da un sens. E o logică a acestui tip de literatură, dacă vrei, așa cum și visul are logica lui, care nu este o logică a existenței firești. Există această dedublare a ființei noastre care permite să și tai cuvinte și să le scoți din căciulă și să cauți prin imaginație să le dai sens, să le completezi cu ceea ce spuneați. Înseamnă că v-ați dezvoltat mental extraordinar dacă s-a ajuns așa de repede. Nu, se întâmplă invers, că de obicei cazi la senectute, câte lucruri urâte nu ți se întâmplă. Nu, iarăși o glumă. Mai avem dreptul la o întrebare. Ia uite-o. S-a înscris. Imediat, e aici. Dați-l din mână în mână. Întâmplarea face că eu vă cunosc, dar telespectatorii nu vă cunosc. Vreau să vă spuneți numele. Geo Șerban. Cineva care dinamitează. Țineți mai aproape microfonul. Da. Nu e nevoie să căutăm mituri pentru denumirea mișcării de la Cabaret Voltaire. Se găsea în limbajul curent elvețian sintagma dada. Era sub firma unor produse de drogherie cosmetice care se chemau dada. Fie loțiuni de păr, fie cum se cheamă, pentru întreținerea fineții obrazului, se chemau dada. Și asta din 1894, deci cu ceva ani înainte. Mai mult, unul din sediile, din galeriile dada, că s-au mutat în vreo trei locuri, dar unul din seriile de galerie era în Bahnhofstrasse, o arteră principală, alături de galeriile Dada, se afla magazinul de produse de drogherie ale fabricii care lucra cu noțiunea Dada. De ce? Pentru o mișcare care respingea miturile, noi ne refugiem în discuție, la rus, care erau niște glume.
amintiți-vă, ARP. ARP nu are acea declarație foarte șugubeață. Eu confirm că țara a găsit numele în ziua de cutare, la ora cutare, ceea ce demonta dintr-o dată toată joaca lor, plus apetitul pentru reclamă. Ei au luat cu bună știință noțiunea în circulație și o introduc în vocabularul lor, pentru că și în propriul lor scris apar de multe ori sintagme de reclamă. 75HP e plin de reclame în tradiția, țara a confecționat tablouri întregi în care reclama joacă un rol important. Țara, Tristan, aș îndrăzni să propun o altă decât în țara tristă, fiindcă, să o spunem pe cea adevărată, lui țara nu i-a păsat niciodată de țară. El a refuzat categoric să vină în România, o detesta. Dar, în schimb, țara cel trist se potrivește mai bine. El era un nevrotic din adolescență și suferea din cauza asta foarte mult. În Elveția asta mai mult prin sanatorii, unde s-a și certat cu Marcel Iancu la un moment dat, fiindcă țara, tot pe fondul acesta nevrozelor, era extrem de imperativ și nu vrea să lase nimic din mâna lui în momentul când au scos revista, dar da, și se punea problema răspândirii ei. Marcel Iancu i-a cerut să-i dea lista de protocol, cui să trimită, l-a refuzat. Și de aici au pornit pe urmă diferendele dintre ei, care erau mai profunde. Ați văzut că înainte ca țara să declare încheiată experiența Dada, și asta se făcea la Hanovra, în 22-23, deci foarte repede, el după aia nici n-a mai vrut să... A făcut câteva gesturi amintite de Dada, dar n-a vrut, de ce? Fiindcă exista pericolul să se confunde cu ceea ce făcea Breton, cu surrealismul. Ori el nu a putut să suporte nicio apropiere între Dada și suprarealism. Am confirmarea asta chiar de la Cristof Țara, care mi-a îngăduit să reproduc desene de țara cu o singură, să nu cumva să pomenesc că e vorba de vreo influență, de vreo corespondență, de raportări la surrealist, fiindcă asta ar fi o profanare pentru memoria lui, față de memoria lui Tristan Țara. Apropo de desene pe care le-a reprodus recent Observatorul, o parte din ele, o selecție, acolo arată în desenele acelea, găsim pe de-o parte obsesiile unui om oarecum tulburat din punct de vedere și nu putea să doarmă noaptea și în stările lui de insomnie se refugia în desen. Nu era oare asta o probă că avea nevoie de vizualitate ca să traducă gânduri de care nu mai era mulțumit, pentru care nu mai era mulțumit doar cu cuvintele. Analiza acelor desene duce foarte departe și dă multe explicații pentru ceea ce a fost și ceea ce n-a mai fost Dada. Apropo de vizualitate, susțin ceea ce spunea domnul Sorin Alexandrescu mai înainte, bazându-mă pe William Rubin, conservatorul de la MoMA, când a făcut în 72-73 marea expoziție Dada în surrealism, a exclus literatura. El a spus că alea sunt altceva. Dada o se exprimă în artele plastice, în Duchamp și ceilalți care erau în jurul lui. Ce interesant este acea fotografie a lui, făcută în laboratorul lui Brâncuș, Brâncuș flancat la dreapta de Duchamp și la stânga de Țara. Lucru de asemenea de mare semnificație și care poate fi speculat. Acum,
care era pregătirea lui țara sau tinerii aceștia, ce puteau să facă ei, veneau din Dâmbovița și în Zürich și răsturnau lumea. Întâi că erau mult mai culți decât credem noi. Raportarea lor la futurism era reală. Ei știau tot sâmburile acelea de revoltă, inundați, dați foc, alea erau lucruri vii pentru ei. N-a fost pomenit, domnul profesor, m-am mirat. Apoliner era, apropo de instrucția pe care putea să o aibă țara, o referință capitală. El venea acasă și manifestele scrie în franceză pentru Apoliner, primele când mai trăia Apoliner. Era extrem de legat, intelectual de Apoliner. Și lucrul ăsta se vede în fina nuanțare a exprimării ideilor din manifeste. Manifestele sunt într-adevăr o lectură foarte instructivă din punct de vedere literar pentru capacitatea de folosire, acum și din punct de vedere al gândirilor, capacitatea de a nuanța o idee. Traducerea făcută de profesor Ion Pop este excelentă, tocmai fiindcă restituie efectiv aceste valențe interioare ale manifestelor. Ce s-a întâmplat după aceea, când s-a terminat Dada la Zürich, a existat tradiția și Marcel Iancu a dus-o foarte departe. Dacă există Ehodul din 53, marele conclav artistic de pictori și, mă rog, alți oameni de artă, asta se datorește faptului că la Zürich veneau de la Ascona dintr-o reuniune de pictori și artiști și Arp și cum îl cheamă? Segal. Arthur Segal. Veneau de la Ascona. Deci el ducea mai departe. Ca să nu mai vorbim, toată activitatea lui arhitectura pomenită aici în București era influențată de Corbusier. Mă opresc. Da. De ce nu scriți lucrurile astea? Au fost scrise, am publicat reproducerile în Observator Cultural. A, de ce nu ai citit Observatorul Cultural? În numărul trecut, da? În numărul trecut. Nu, și recent și altă dată, de mai multe ori. Doamnelor și domnilor, aici se joacă și în seara asta, numai că toate biletele sunt date, deci n-a fost nicio șansă, spectacolul lui Căciuleanu, care și apare, împreună cu un actor tânăr al teatrului nostru, Larry Georgescu, în... având ca bază omul aproximativ, un fragment din acest poem tradus de domnul profesor Pop, dar și spus în franceză, în aceeași măsură, într-un spectacol absolut minunat. Acest spectacol se va juca o dată pe lună de două ori la rând. Căciuleanu va veni de la Paris o dată pe lună ca să joace de două ori. Așa, aviz doritorilor, să-și rezerve bilete cu o lună înainte. Un cuvânt numai pentru domnul Geo Șerban. Îi mulțumesc foarte mult că a completat. Eu, din fericire, presat de timp, ați văzut că nici nu m-am mai uitat pe hârtii, n-am mai amintit unele lucruri. Sigur că Apoliner, de exemplu, era un nume de referință, chiar în primele seri, care nu erau chiar dadaiste în sensul de după aceea al cuvântului. Apoliner era prezent împreună cu alți, și scriitori, și pictori, și așa mai departe. Mult abstracționism era și în gândirea lui Țara înainte, dacă e vorba să mergem până acolo. Iar în privința reclamei comerciale, evident, sunt lucruri pe care despre dumneavoastră a scris, am mai citit și în alte locuri, sunt evidente exploatări ale acestui fenomen publicitar, numai că vedeți că până la urmă, totuși, ceea ce reține Țara din aceste lucruri este, sigur, și spiritul reclamei comerciale, dar interpretările pe care le dă chiar așa, jucându-se, dovadă că sunt, pot fi, cum ziceam, mi se pare, nu știu, Hülsenbeck sau Picabia, nu, Hülsenbeck, pot fi 391 de președinți, da, deci totul este foarte, foarte relativ și luăm lucrurile în râs. Cu toate astea, deci contează până la urmă, cred, expresia concentrată în manifest ca posibilități de interpretare. Evident, reclama comercială reală, da, a fost o componentă, ea însă este inclusă în sistemul acesta general de deschidere spre dinamica vieții moderne. Mulțumesc.
înainte de a-i mulțumi domnului profesor, vă anunț că pe 27 martie, deci peste două săptămâni exact, la aceeași oră, în aceeași sală, veți putea urmări pe doamna Lavinia Betea vorbind despre psihologia comunismului. Cine nu știe pe doamna Betea, dar cred că o știți, este cea care încearcă să analizeze toată epoca de tristă amintire, inclusiv istoria recentă a ultimelor zile ale comunismului, în ghilimele, ale cuplului Ceaușescu. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. Sunteți la a doua conferință la Teatrul Național. Aș fi vrut să speculăm pe titlul anterior care l-ați avut și care era Din avantgardă în ariergardă, un titlu foarte bine expus, pentru că, apropo de ariergardă, care are ca scop, nu, salvarea armatei din spate, nu, de urmări, nu, practic. Da. E o temă fără sfârșit de istoria literaturii, sunt foarte de acord cu Ana Blandiana când spune de acest lucru. Am încercat și eu, sincer să fiu, să-mi fac un repertoriu dadaist. Eu nu colecționez poezii, colecționez poezii și n-am reușit. Greu, e greu. Da. Dar în aceeași măsură, pe alte căi poetice, pe alte, în alte universuri, cum ar fi Ion Barbu, de exemplu, am găsit resursele unei spuneri inteligibile în sensul discursului propriu, nu al textului imediat. Încă sunt în cercetări. V-am furat? Nu, ați luat-o. Vă furasem poezia, da. Da, o să-mi o dați, da. Să-i mulțumim domnului profesor Pop pentru frumoasa dimineață și dumneavoastră pentru prezență, vorbitorilor care au completat atât de bine tema și rugămintea mea e să vedeți și acest spectacol care vine în continuarea cercetării despre care am făcut vorbire astăzi. Mulțumesc frumos! Mulțumesc.